care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Amin. Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează adunarea aceasta pe fiecare în parte, familiile noastre. Dă-ne toate cele de folos, înțelepciune și putere, că vremea este ale Lui și ale Mântuirii noi, acum și pururea și în vece vecilor. Să avem o săptămână și săptămânile care mai sunt până la Paști, pentru frații catolici, cu bucurie să fie sărbătoarea aia, pentru noi o săptămână a patimă cu folos duhovnicesc. Bună ziua, suntem toți prezenți, din ce am văzut, avem vot pentru ședință, prezenți la ședință Părintele Grigoraș. În cetățean, nu știu cine este, dacă nu și colegiul local. Dau cuvântul domnului președinte pentru... Mulțumesc! Desfășurarea ședinței. Stimați colegi, am fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local Bogra. Înainte de a da citire ordinii de zi, repet ce a spus doamna secretară, avem ca invitat sau Părintele Grigoraș la parohia Bogra 2. Celălalt invitat, mi-aș permite să spun că nu este dat sau este un dioter preot, da? Exact. Așa. Și, ca de obicei, o regulă împământenită, domnul de la Poliția Locală, care asigură desfășurarea fără turbulențe. Știți afară? Conform obiceiului, dau cuvântul invitațiilor. Cred că trebuie să vorbească domnul primar. Așa este. Deci prima dată au cuvântul invitații. Dacă nu vor, situația. Rămân până la urmă. Lăsați, părinți, haideți. Da. Avem, așa după cum știți și dumneavoastră, solicitări din partea parohiilor din Măgura pentru alocarea de sume pentru buna desfășurare a activității și pentru investiții pe care dorește dumneavoastră să le facă în decursul anului 2019. Așa cum am discutat și pe comisii, având în vedere că a trebuit să susținem cu cea mai mare parte a bugetului lucrările la asfaltare și la investițiile pe care avem în derulare. Și pentru faptul că avem doar 53.000 puși la culte, atât am reușit să punem, am vorbit și cu părintele Luca și am zis așa, să rămâneți dumneavoastră, cu acceptul dumneavoastră și cu încrederea că noi suntem oameni serioși și chiar dorim să susținem toate parohiile din Comuna Măgura, pentru că așa este normal și frumos, pentru rectificarea de luna iulie, ca să vă putem ajunta într-o formă substanțială. Adică, dacă cei 53.000 împărțim acum în mod egal, niciunul dintre dumneavoastră nu veți face mare lucru, sincer. Pentru că aveți, uitați, are părintele o factură pro formă de 500.872.000. Doar una? Doar una dintre cele multe pentru marmură, ca să punem marmură la biserică. Avem semnale că se vor întâmpla lucruri bune în următoarea perioadă vis-a-vis de susținerea investițiilor și din alte surse, nu numai din plan local. Și atunci, probabil, ne vom degaja un pic în ceea ce privesc sumele pe care vom dori să le alocăm către parohii. Ori să ne mai vină și niște bani de la fir din cele două proiecte, din sumele pe care noi le-am cheltuit anterior. Și gândesc așa că e bine să găsim soluții de maniera asta, ca să nu pericultăm investițiile pe care le avem. Pentru că am umblat foarte mult și la cheltuielile de funcționare. Și la investiții am pus atât cât am reușit din sumele care au fost alocate și din sumele pe care le adunăm noi pe plan local. Eu cred că este o soluție bună și părintele înțelege, părintele Vasile la fel, doar că noi trebuie să ne angajăm să susținem așa cum trebuie. Exact. Suntem în luna ar fi iunie, iulie, în iulie, să găsim cât două luni de zile, să găsim soluția și să rectificăm
ca să putem să da, da, dar internul manipulată la... Sau asta e proformă? E proformă, nu. Înțeleg. Eu cu proformă mă gândesc că asta e o fărămiță mică din multitudinea de cheltuieli pe care le are. Am pățit rușini și să știți foarte bine că aveați da. Vechime, domnul Colonel, în Pansiliu, în care am avut facturi și ni s-a promis solemn legislaturii trecute că ne se vor achita, lucrările erau executate și au uitat să mai achite domnii dinainte și atunci a trebuit să facem o mulțime de diligențe. Mulțumesc în primul rând că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc domnului primar că susține alături de noi cauza. Încă o dată bună ziua tuturor. Mulțumesc că ați acceptat prezența noastră aici. Sunt mai multe aspecte pe care doar aș dori să le punctez. Unu, din mila lui Dumnezeu și cu sprijinul și cu implicarea familiilor de la Măgura și a dumneavoastră, în Comuna Măgura se construiește cea mai mare biserică din mediul rural a județului Bacău. Ar fi trebuit să fie gata în 2018, pentru că a fost un proiect la nivel de patriarhie să fie sfințite și biserici din mediul rural. Și dacă ar fi venit Patriarhul României să sfințească catedrala din centru, următoarea biserică pe care urma să o sfințească a doua zi, el fiind programarea era făcută să fie cazat la Helena, a fost biserica noastră. N-a fost gata catedrala din centru și implicit nici biserica noastră și nu s-a putut face sfințirea. Și noi am rămas cu foarte multe lucrări de executat. Bugetul nostru, ca și parohie, că avem și noi buget, se ridică la sume mult mai mari decât am solicitat sau decât am primit noi de la Consiliul Local sau de la primărie. Dar, pe de altă parte, orice sumă pe care am primit-o ne-a fost de foarte mare ajutor. Pe de altă parte, știți prea bine că de cel puțin 3-4 ori pe an mergem în casele credincioșilor și am primit niște semnale în care o parte din cei ce sunt aici de față, sau poate nu, dar așa a ajuns mesajul, nu s-a făcut nimic în comună sau s-a făcut prea puțin pentru faptul că s-au alocat bani bisericilor sau bisericii care se construiește. La general să vorbim despre biserică. M-am informat și eu la alți colegi de-ai mei preoți și i-am întrebat cum te-a ajutat primăria? Și vă spun cu mâna pe suflet și se poate verifica, noi suntem mult în urmă ca ajutoare primite față de alte comunități. Spre exemplu, primăria Dofteana, comuna Dofteana, știu că îți spune părinte, dar nu ne comparăm cu comuna Dofteana, a alocat într-un an pentru parohiile de acolo, anul trecut pentru parohiile de acolo și pentru mănăstirile pe care le are în zonă, ca o mănăstire obotă, 16 miliarde. Vorbesc în lei vechi, că ne mai la îndemână. Și sunt alte comune care se apropie ca și sumă. Vedeți Mărgineinu, vedeți Chemeiușul, vedeți Bălcescu, ce avem, dar ne comparăm cu ei, nu, trăim în aceeași lume. Și noi vrem să avem și venituri, și drumuri, și, eu știu, infrastructură asemenea comunelor respective. Repet, nu este o nemulțumire a mea, dar vreau să spun că nu pentru faptul că ni s-au acordat și nouă sume pe care le-am solicitat, a stagnat dezvoltarea comunei. De asemenea, am vorbit telefonic sau verbal cu mai mulți dintre domniile voastre. Cu unii am relații de prietenie, cu alții am relații de rudenie. În sfârșit ne cunoaștem cu toți. Am fost împreună și la bine și la greu. Când am intrat aici, v-am văzut pe toți când domnul a zburat către Radu Răducu, pe care le știu din toate legislaturile, deși n-am avut noi, să spunem, o relație neapărat de prietenie, dar am avut o relație de respect. Și știți că am fost alături și acolo și mă întrebam ce o face sufletul acum și ce v-ar șopti fiecăruia la ureche. Pentru că nu vă faceți iluzii. Și eu și altul, într-o zi, vom da ochii cu Dumnezeu. Fie că noi credem lucrul acesta, fie că nu. Și ne va întreba și pe mine, preotul, ce ai făcut tu? Și pe fiecare dintre noi, ce a făcut în viața aceasta? Te-am ajutat, te-ai rugat să ajungi, eu preot, tu ai rugat să ajungi acolo. Ți-am îngăduit. Ce ai făcut? E vremea să ne punem și niște întrebări.
Mai un aspect, tot datorită, să spunem, lipsei de comunicare, și aici este și mare parte vina mea, s-a vehiculat la un moment dat că nu s-au adus justificări pentru sumele pe care le-am primit. Să știți că atunci când primim un ban public, se fac raportări, instituțiile știu exact câți bani are parohia Mângura 2 în cont, în orice clipă. Și pe linie bisericească, și pe linie de finanțe, și știu și cum. Eu, până pe 20 aprilie, trebuie să prezint execuția bugetară la ANAF. Și toți banii care au venit de la primărie, sau de la consiliul local, au ajuns în contul parohiei, niciodată în buzunarul preotului. Și eu, ca să pot să scot de acolo din cont, de fapt, n-am făcut decât niște viramente către societatea respectivă care a executat lucrarea. A fost anul trecut o neînțelegere, neapărat pe bază financiară, cât mai ales pe bază tehnică, privitoare la suma pe care am primit-o. Noi am virat societății Concip, cea care ne-a executat lucrările de timpuială, o sumă de peste 80.000 de lei, dintre care numai 15.000 de lei au fost alocați de către primărie. Și încă mai avem să le achităm, pentru că înțelegerea a fost că le achităm în rate. Deci eu sunt dator oamenilor acelora. S-au făcut măsurători, s-au făcut astea, ei mi-au dat niște documente. Documente care au fost bune pentru alte biserici când le-au fost înmânate, dar atunci când a venit Curtea de Conturi aici la Mângura, că nu sunt bune. Și atunci am spus domnilor care sunt în control, vă rog frumos, mergeți dumneavoastră să solicitați documentele de care aveți nevoie. Și au mers și s-a rezolvat această problemă. Cu speranța că vom găsi și anul acesta resurse. Eu știu că sunt vremuri grele, știu că banii sunt puțini și dorințele fiecăruia de a face cât mai mult pentru comunitate sunt multe. Eu am spus domnului primar în birou, de aceea a văzut că m-a invitat la domnia sa, că nu e nicio problemă, pot să fie banii virați, să spunem, și în luna septembrie, și în octombrie, și în noiembrie. Lucrarea va fi executată în avans și domnii de acolo vor înțelege că atunci când vom primi banii, vor avea și acces la cont, să știe exact când am primit banii, ca să știe că îi livrăm lor. Dar, din experiența acumulată anterior, știu că dacă nu se prevede acum în buget, dacă nu se prevede acum, când se discută bugetul, ulterior, spune Părinte, v-am fi, ca mai plătit, v-am fi dat, dar n-am prevăzut atunci în buget. De aceea rugămintea mea este să găsim o formulă de a fi prevăzut acum în buget și dacă va fi posibil pe parcursul anului să se primească, e în regulă. Dacă nu, să știți că noi tot prieteni rămânem. Vă mulțumesc tare mult! Lucian, ai un mesaj pentru părintele care ridică mâna? Am și pentru părinte, am și pentru domnul primar, în mod special. Te rog. Dacă tot am vorbit de problema asta, cred că putem găsi o soluție să-l ajutăm pe părinții și pe oamenii, nu sunt de acord. Dar lăsați-mă să vorbesc, domnul primar. Bun. Vă mulțumesc că mă ascultați. Eu propun colegilor consilieri, deoarece ei au dreptul de vot, nu dumneavoastră. Propun colegilor consilieri să renunțăm la unul din cele două obiective. Amenajarea loc de joacă pentru copii în zona Cotori, să reducem de la 70.000 la 15.000, din motivul că avem un loc de joacă care a fost scos de aici din spate și se poate muta cu ai noștri colegi comunal în zona Cotori și amenaja acolo, sau renunțăm la zilele comunei și vom duce banii pe capitolul de culte să ajutăm pe domnii părinți când au nevoie. Pentru că, dacă dumneavoastră, spuneți domnule primar, că după 1 iulie putem să facem rectificare, sigur, foarte ușor putem face rectificare să punem la locul de joacă sau la ziua comunii bani. Corect? La ziua comunii, domnul Pe, nu știu dacă nu mai aveți de spus, nu putem pune bani atunci, pentru că știți, dumneavoastră trebuie să făcut un contract dinainte. Nu poți să fac contractul la 1 august. Adică, efectiv, nu spuneam cu cine discuta la vremea respectivă. Eu am făcut propunerea părintului și dumneavoastră și colegare, fă niște discuții, niște vorbe vis-a-vis de unii dintre dumneavoastră care ați spus că susținerea de financiare către culte ar fi
împiedicat dezvoltarea comunei. Nu. Este total eronat. Dacă cineva gândește așa ceva, gândește prost. Și bisericile comunei Măgura, toate cele patru, sunt edificii publice. Sunt edificii publice, nici Radu Grigoraș nu va lua biserica cu el când va pleca la cele veșnice, când o rândui omul, nici Vasile Lucaciu, nici preotul Dacar. Sunt edificii publice și orice lucru pe care îl fac, e bine că îl fac și noi trebuie să fim părtași acolo și să susținem. Eu rămân la rugăminte. Eu mi-am spus punctul de vedere ca să închei, domnul președinte, să-mi închei darea de... Băi, am înțeles că ați încheiat, domnul președinte. V-am lăsat din respect, v-am lăsat să vorbiți. Vreau colegilor să le propun acest punct de vedere al meu și să-l supunem la vot. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnul Bogdan Pleșca, Răzvan Ciorcină, domnul Talal și stop. Dar eu am ridicat mâna înainte. Scuze-mă! Domnul Traistar! Spuneți, domnul Traistar. Da, domnul Traistar. Poftim? Da. Doamne, eu analizând un pic... Domnul Traistar, te rog frumos, 9 secunde. Da. Înseamnă că Consiliul Local, care a fost pe urmă, că ai fost lăsat în mare, trebuie să nu iei executiv o gurele la cât spuneam de la biserică. Nu au fost mulți, nici puțini, deci au fost cât s-a putut și cât ne-a permis bugetul local. Dar problema este în felul următor, de fapt și aseară am gândit-o, mai sunt niște bani care ar trebui, sunt obiective care într-adevăr trebuie ca să le facem, chiar și între coturi cu joc, terenul de joacă acolo pentru copii, pentru cine va fi, dar momentan, eu zic că spuneam așa, după părerea mea, doamne, de acolo 50.000 putea merge la biserică, 20 să continui să facem terenul la amenajare terenul respectiv, la zilele Măgurii, putem ca să facem, dacă totuși vrem ca să și facem, pentru că este un lucru care e benefic pentru oameni, dar mai importante sunt alte lucruri. Deci lucrurile care sunt prioritare în Comuna Măgura sunt bisericile, care sunt locurile unde atrage lumea pentru a putea ca să înțeleagă anumite lucruri, pentru a putea vedea ce se întâmplă real între oameni. Iar oamenii, prin biserică, devin mult devin mai buni, mai înțelepți și mai aproape unii de alții. Sensibilitatea pe care, normal, trebuie să o dăm, consider că trebuie să avem o grijă foarte mare. Prioritate este și gazul. Deci gazul în Dealul Mare, gazul în Sovodol și Crian. Deci astea sunt mult mai prioritare. Nu cred că pentru o muzică sau pentru o sticlă cu bere de care ar beneficia, ar fi mai important decât ceea ce normal am putea ca să facem la nivelul comunii, din punct de vedere al dezvoltării condițiilor. Deci noi trebuie să luptăm pentru dezvoltarea comunii și pentru a putea avea lucrurile cele mai apropiate de cerințele pe care natura ni le-ar putea arăta, că noi ne implicăm și că vrem ca să fim aproape de oameni prin suflet, prin gândire și prin credință. Eu vă spun, aici am spus, deci 50.000 se poate, dar să rămână 20 sau chiar 15, deci sunt de acord cu orice, dar la terenul de joacă, pentru că mai avem, și nu cred că dacă am făcut puțin, putem face mai mult, chiar în vară, când va veni după luna iulie, pentru că bugetul nu se poate rectifica în primele două trimestre ale anului, ci abia începând cu luna iulie a anului în curs și atunci se pot muta de la un capitol la altul. Dar dacă noi punem acum, înseamnă că nu trebuie să mutăm de la un capitol la altul și să facem bugetul direct pe ceea ce normal cheltuieli le avem făcute și nu așteaptă nimeni. Iar când avem bani, o să dăm acolo unde vom subvenționa. Dar să prindem și biserica de sus, să prindem și biserica de la Sovodol, dar într-adevăr să fim un pic echilibrați. Și într-adevăr, biserica va fi locul pe care îl vom lăsa noi cu toții pentru oamenii ăștia care într-adevăr au un prilej, totodată o conciliere, o să fie mult mai atractiv unii față de alții. Doamne, trebuie să vă răspund? Da. Spuneați că trebuie să fim un pic echilibrați, nu prea să fim echilibrați. Pe vă spun, nu prea să fim echilibrați. Aveți impresia că dacă am pus suma de bani pentru locul de joacă, coturi, am pus-o ca așa, am gândit-o eu,
Am dat-o cuiva să o studieze, am dat-o la un devizier, i-am dat exact ce trebuiește acolo, trebuie să întomite documentații, toată autorizație. Despre asta vorbim. Adică e o lucrare amplă. Ca să nu mai spun din propunerea domnului Beruș că se iau locul de joacă de ei să văd în cotru, dar nu, e domeniul public, adică nu poți să le iei din curtea școlii, să-l pui undeva pe domeniul public sau o zona respectivă. Te-am ascultat, da? Nu, dar vorbim despre mine. Te-am ascultat, da? În zona respectivă, că așa vrea primarul. Trebuie documentații, trebuie autorizații de construire, trebuie agremente, tot ce este necesar pentru loc de joacă la plasa pe domeniul public. Despre asta vorbim. Doar o facem campanie electorală. Propunerea mea este că nu avem de unde, nu avem bani. Dacă aș fi avut, cu siguranță am luat un miliard și îl punea la biserici. Poftim dore. Un miliard de dat la biserici. Nu avem acum. Adică momentan nu avem. Am cerut înțelegeri la părinte și la părintele Lucaciu. Părintele Lucaciu, domnule, nu e nicio problemă. Dacă în luna iulie puteți să mă ajutați, din. Deci, efectiv, nu am de unde să iau. Să iau din investiții, ce să fac? Tot vorbește lumea de ziua comunii. Dar oare chiar noi nu suntem în rândul lumii? Nu putem avea și noi o ziua comunii? Vorbește domn prestarul de o sticlă de beri, dar ce mergem acolo să bem o sticlă de beri? E o manifestare culturală, artistică. Oare chiar nu e normal să avem și noi un astfel de eveniment? Tot ne dăm de ziua comunii. Domnul, luăm de la ziua comunii și îi dăm o oră din altă parte. Sau îi dăm la biserici pentru că vrem să îi facem un pic de campanie. Acum, am spus clar, nu că nu vreau. Nu știu de unde să iau. Că dacă e așa, de aia da. Și cred că suntem oameni destul de maturi. În momentul în care ne vin banii de la fir, să luăm banii, să stingem factura pe care o are părintele, de 500 de milioane. Asta trebuie să discutăm noi și cu asta trebuie să ne angajăm. Vrem, suntem de acord, ori nu. Asta era ideea. Eu nu zic că nu. Dar de unde să iau să-i pun? De unde să iau să-i pun? Să renunț la locul de joacă în cotul care va necesita, sigur, cel puțin 2 luni jumate. Documentații, certificate de urbane și autorizare și tot ce trebuie. Cum să fac? Să iau amenajarea din față de la dispensar, domn Berușcu. Țipa aia nu trebuie în gura mare. Domnule, n-ai prevăzut bani pentru amenajare în față la dispensar. Uite că am prevăzut. M-am spus eu acum ceva de astfel de amenajare la dispensar? Sau? Păi da, vreau să fiți rezonabili să înțelegeți. Că eu nu fac un buget așa după cum mă doare capul. Mă uit în bugetul ăla și văd ce am și ce pot să fac. Eu cred că dacă suntem realiști, găsim soluția așa cum am propus eu și ne vom angaja ca luna iulie să rectificăm bani și să-i dăm părintele 500 de milioane. Să-și achite și dumneavoastră factura asta la granit. Cam asta este ideea. Cam asta este ideea. Da. Mulțumesc. Deci domnul... Dar tot a fost cuvântul, mi s-a atras mie atenția. Deci la capitolul 20.01.30, deci avem la 09.75.000, pentru că s-a discutat cu doamna contabilă ieri și după aia am întrebat-o, bune, dar și ăștia 70.000 la 20.01.30, ce să fac cu ei? Nu a fost un răspuns decât ambigu, fără înțeles. Fiind fără înțeles, înseamnă că atâta timp cât ai materiale, când ai... Păi da, cheamă domnul. La 20.01.09, materiale și prestări de serviciu cu caracter funcțional. Alte bunuri și servicii. Deci nu punem de două ori. Punem o singură dată suma care credem că putem să o consumăm. Nu trebuie două subcapitole. La un capitol. De alte bunuri și servicii. Hai, doamna contabilă. Vă rog bine aici la noi. Doamne. Derulați, vă rog frumos, filmul cu capitolul cu 70.000 de lei, exact ce cheltuiele avem. 20.01.09, 20.01.30. Da? V-am întrebat de dimineață, doamna, o poți discuția așa, vă rog frumos să prezentați exact ce cheltuiele se fac de acolo. Ca să ne lămurim destul de clar. Îți cheltuiele funcționare, domnul prezentarul. La ce capitol? 20.01.09, 20.01.30. Mergeți funcționare, doamna. Da. Unde aveți 70 cu 75. A, la capitolul 51 la... Da, așa, spuneți, vă rog, ce anume? Păi spuneți, 70, deci la 20... Și cheltuieli faceți dumneavoastră acum, da? Ce da. Cheltuieli da. Deci avem așa. Mentenanță, sistem de supraveghere, video stradal și mentenanță, sistem de supraveghere video interior, sediu primărie și exterior, 5.000 de lei, da? Apoi avem 2.000 de lei pe lună, servicii auxiliare la, de achiziții, cu externalizare achiziții publice. Deci 2.000 pe lună. Avem închiriere
abonamentul 800 de lei la multifuncționale, două multifuncționale închiriate, 800 de lei pe lună. Și mentenanță. La... Și mentenanță. La tot ce ține de IT-ul, echipamente și IT-ul. Avem 570 de lei abonament la TV exclusiv, cu filmare ședințe, de lună. Așa. Avem 714 lei actualizare și întreținere soft, modul contabilitate și modul salarii, impozite și taxe. Așa, sus. Da. Avem transport și stocare baze de date cu UPC-ul, 2900 pe lună. Așa. Mai avem... Ce ar mai fi? Este vizerul 109, da? Da. Da. Aici vi l-am spus acum, nu... Haide, faceți un calcul așa și dați-i cu 12. Da, da, da. Și acum, da, haideți să ne obțin un pic, să vedem o piesă. Deci, 2900 ori 12 luni ar fi 34.800, dintr-o dată, 34.800. Tocare bază de date. Am contabil, dar faceți euri în ședință, adică mie mi se pare... Păi eu fusem, domnul Tresar, dar nu știu. Da, uite, cine ați întrebat? Dar nu am impresia că banii ăștia îi punem așa, că ne dorim noi. Asta să plec. Aș vrea să punem și să înțelegeți că toate sumele pe care le avem puse pe dezvoltare, care le avem pe funcționare, sunt făcute pe tiparul cheltuielilor din anii din urmă. Adică nu ne-am gândit așa, băi, mai pune 70 de lei acolo ca să-i lăsăm acolo. Nu! Îs exact cheltuielile pe care le avem. Cu mentenanță, cu servicii, cu întreținere, cu tot ce înseamnă funcționare. Și stăiați la sânge toate. Da. Am mai berberit, acum urmează să vă comunic niște bănuți ca să le dăm vouchere de vacanță. Au oameni de scâte. Haideți să terminăm. Haideți să terminăm. Deci domnul Bogdan. Domnule președinte, doamnă secretară, stimați colegi, salut venirea domnului preot Grigoraș în cadrul ședinței și mă bucur că eu sunt unul dintre cei care am discutat cu dânsul în prealabil ca să vină să ne prezinte și situația parohiei numărului. Sunt de părere că, după cum știți, poate nu sunt un mare susținător al cultelor, dar sunt un mare susținător al tuturor lucrurilor ce se construiesc în cadrul comunic. Și aici vorbim de biserici, vorbim de dispensare, vorbim de locuri de joacă pentru copii, vorbim de inclusiv de zile de comunii Măgura, unde o să susțin proiectul domnului primar până în pânzele albe, pentru că sunt de părere că și comunitatea Măgura are dreptul la o zi a ei. Însă, aș vrea să găsim o variantă, să ajutăm și parohia asta, chiar dacă nu o să avem acum toată suma, aș insista pe faptul că am putea să prindem jumătate, să deschidem capitol bugetar, să prindem jumătate de sumă. Nu am deschis capitol bugetar. Am putea să găsim o variantă acum să prindem 25.000 de lei. Ideea este că nu știu de unde să iau. Păi zic eu de atunci. Sunt de părere că la reabilitare, modernizare, dotare și extindere sala de sport școala Emil Brăiescu pentru studiul de fezabilitate și de TOPO, mi se pare foarte mult 90.000 de lei. Scuzați, 20.000 de euro pentru un studiu. Deci avem și factură, avem și avizii, avem tot ce presupune documentații care deja au fost comandate și deja au fost făcute, noi trebuie să le plătim. Asta e suma pe care trebuie să o plătim. Domnul primar, mai punem de două ori suma asta și construim noi... Mai trebuie să o plătim. Sau. Deci suma asta noi trebuie să o plătim. E prins în buget exact ceea ce am cheltuit noi, cu avizii, cu certificatul de urmează, cu autorizare n-am ajuns. Cu tot ceea ce presupune studiul de fezabilitate și documentația pe care am depus-o pe POR, așa cum știți și dumneavoastră. Dar există un HCL aprobat, sigur, și suma asta. Și suma și tot, da. 18.000 lei. Deci, credeți-mă, eu nu am nimic împotrivă, dar nu știu de unde să iau. Stai, doamnă, frate, doamnă, am o variantă de drumuri și poduri. Mi se pare și am primit tot felul de reclamații și întrebări de la oameni din localitate că noi ne-am ridicat cu drumurile foarte mult din cauza balastărilor care au fost făcute de-a lungul timpului. Cred că ar fi un moment oportun să ne oprim din balastări și doar să facem îndreptări și tasări, atât.
Sunt zone, cum e și Cușmic și domnul viceprimar poate să întărească ceea ce zic, unde s-a ridicat drumul mai sus decât, porțile oamenilor. Acolo putem să ne organizăm doar să împingem balastru și să-l tasăm. Nu cred că mai trebuie să mai aducem balastru în plus. Eu aș propune să luăm 25.000 de lei de la drumul și poduri, să-i dăm către parohie ca să poată să-și facă și părintele treaba, cu promisiunea să dăm și diferența de 25.000 de lei în luna iulie și atunci putem să completăm și aici, pentru că acest capitol prevede și, dezăpezirea din iarnă, unde nu cred că aveam acum nevoie de bani. Da, 25.000 din 155 sunt facturi deja care sunt emise către noi. Am citat aseară. Dar trebuie să-i informez un pic, Bogdan, înainte. Ai impresia că noi ne dorim să ridicăm drumurile până la ceruri sau unde pe nu. Dar ei nu știi cum sună telefoanele, că am încirit. Mai poți zice primar, dacă știi. Nu poți să faci afirmații, dar nu o să faci balastări. Faci balastări, când avem control. Când vom avea asfalt, nu vă mai face balastări. Asta este. Dar deocamdată, banii sunt puși exact pe cheltuieli. Trecuti deja, pe dezăpeziri, ce am avut anterior. Facturi de achitat. Deci îți puși la sânt la minut tot, nu nimic. Nu rezultă nicio sumă care stă neafectată de facturi sau de vreo cheltuială pe care noi am făcut-o. De asta am venit cu propunerea asta și eu chiar am crezut că găsesc înțelegere. Fraților, suntem destul de bărbați să ne asumăm. În luna iulie, de unde avem, de unde avem, am scot și plătim. Dar trebuie să lăsăm un pic campania electorală deoparte și să arătăm că, într-adevăr, ne interesează ce avem în bugetul ăsta, ce putem cheltui și cum ne angajăm. V-am spus că vin 2 miliarde de la AFIR, din aia putem lua, ce se la necesităm la părinții. Dar nu i-am acum, nu îi pot lua de la AFIR, că nu știu de cum le-am. Domnul primar, mă candidez nimeni la europarlamentarism. Domnul Bernuș, vă rog tare mult. Te rog frumos. Domnul Bogdan, ai terminat? Nu. Încă susțin că 25.000 de lei nu cred că ar fi o sumă prea mare de luat și prins acum din bugetul ăsta. Doar să găsim cea mai optimă variantă, cea mai bună variantă. Eu susțin să-i dăm părintelui 500 de milioane în iulie. Ca să-i dăm ceva să simtă și eu. Îi dăm 250 acum, nu-i avem, nu-i dăm. Părinte, suntem în luna mai. Mai iunie. În iulie vă dăm bani. Dar nu mai trebuie să facem lucrul ăsta. Ne vin 2 miliarde de la AFIR. Nu i-am acum. Am fost săptămâna asta la Iași. Am semnat toate actele. Când o să ne repartizez, o să-i avem. Nu-i putem rectifica către dumneavoastră. Îi putem rectifica în buget, să-i prindem în buget. Dar în luna iulie vă garantăm 500.000 de lei. Și unde-i problema? Unde e problema? Nu știu, dacă e ok, părinte, dacă v-ați descurcat, da, exact, dar chiar asta vreau să vă fac să înțelegeți. Vorbim, vă uitați, probabil că 43.000 la sunt cheltuieli făcute în baza solicitărilor Ministerului Cultelor. Domnul Vici știe că adresa este adresată către dumnealui. Vis-a-vis de faptul că e monument istoric. Adică, credeți-mă că chiar îmi doresc să fiu în asentimentul dumneavoastră, să fiu împreună cu dumneavoastră la toate deciziile astea. Dar să văd de unde se iau banii ăștia, că dacă e așa, avea cu mare drag. Am susținut întotdeauna și am fost alături și de părinții și toți preoții și toate parohiile. Când am putut să dăm bănuții grămadă, i-am dat, n-am avut o problemă. Dar revin la ideea asta. Să împărțim în mod egal. Nu va beneficia niciunul dintre ei de o susținere serioasă să facă ceva ca lucru. Părintele are dintr-un foc 500 milioane aici. Dintr-un foc are 500 milioane aici. Ca să vă mai spun, cred că asta e 10% din cheltuielile dumneavoastră pe an. Are dreptate, că nu susțin cât ar trebui. Dar, din păcate, nevoile sunt mari. Vedeți și dumneavoastră. Suntem în urmă cu asfaltările. Suntem în urmă cu... Sunt o grămadă de alte investiții. Avem metalbancul Curencu. Avem gazul care... Eu sper tare să reușim și cu gazul pe Crihan și pe dealul mare. Eu nu cred că dumneavoastră se va supra. Doar că așteaptă din partea noastră să facă un angajament. Asta e treaba. Da. Domnul Bogdan? Eu încă susțin ceea ce am zis. Am înțeles. Dacă se poate și găsim o variantă acum în cadrul proiectului de hotărâre, mi-ar fi mare. Domn primar, e un monument care se construiește în comun. Eu sunt de acord cu tine. Și am spus de față cu toată lumea, domnule, sunt de acord, dar haideți să vă facem așa cum vă propun eu. Nu am bani. Nu am bani, da. Și am adus în discuții că data trecută. Deja nu mai. Domnul Răzvan și domnul Talal și am încheiat discuțiile.
Da, dragi colegi, să rămână, părinte, bine ați venit la noi. Eu de fiecare dată am susținut biserica pentru că, nu știu, am așa o afinitate dincolo de prezența fizică cu biserica și cu fețele bisericești. De fiecare dată când a fost un proiect, inclusiv în toamnă, dacă mă înșel cu arzătorul sau ceva de genul ăsta, a fost partizan și susținător. Probabil că mai sunt și dezinformări, adică eu îmi doresc foarte mult după ce am fost mai multe ori la dumneavoastră, e extraordinar ce ați făcut acolo și toate felicitările. Noi am făcut, noi toți. Într-adevăr, dar dumneavoastră ați fost cel care ați forța motrice, ca zic, acolo și ați unit pe toți într-un singur scop. Și scopul este aproape de final. Mi-aș dori foarte mult, ceea ce ați zis dumneavoastră este un lucru minunat și unic în România, să vină chiar Patriarhul la noi la Măgura și să facă o sfințire, că am fi pe harta ortodoxiei adevărate, cum se spune. Și mai mult decât atât, eu, din discuțiile pe care le-am avut ieri cu colegii în ședință, am fost cu toții de acord asupra bugetului și asupra programului bugetar care s-a făcut de fiecare capitol. Într-adevăr, după niște discuții amănunțite, am înțeles că sunt unele capitole pe care noi le-am defalcat cu doamna contabilă împreună. Din păcate și acolo sunt cam șubrede, nu ajung banii cum trebuie. Zilele Comunei, Comuna Măgura este o entitate, dincolo de administrații, dincolo de zona geografică și așa mai departe, ca fiecare comună, ca fiecare om în parte are ziua ei, din naștere, ca să zic, așa cum sărbătorim cu toți. Eu nu cred că trebuie să știrbim, pentru că dumneavoastră fiecare an așteptați ziua de naștere, să vă întâlniți cu prietenii și sărbătoriți. Creștinește și așa cum este normal. La fel, nu știu, locul de joacă nu mă pricep, este prea mult, prea puțin și așa mai departe, că nu sunt constructor. Eu însă pot să-i promit părintelui de față aici cu toată lumea, că sunt, voi fi partizanul asumei, eu nu vorbesc în numele decât al meu și a colegului meu, restul. Așa că în decursul a două luni de zile, banii ăștia, câi rectificare vii din altă parte, cum putem face, îi va primi cu siguranță. Adică eu, în luna iulie, dacă dumneavoastră nu veți avea banii ăștia, îmi asum de față cu toată lumea chestia asta ca să găsim o soluție. Mulțumesc, cam asta am zis. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul președinte. Deși am ridicat mâna primul, am observat că m-ați dat cuvântul ultimul și... Este părerea dumneata, domnul Dava, că ai ridicat mâna primul. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Dacă am făcut o greșeală de vizualizare, îmi cer scuze. Da. Chiar dacă am avut o discuție înainte de... Păi nu, dar nu sunt filmat, alaltă. Nu contează. Eu aici am o cerere către colegii mei, prin care am scris câteva lucruri foarte, cred eu, că sunt de bun simț și deși am de reproșat 3.000 de chestii la buget, vreau să zic că voi fi de acord cu aproape toate capitolele aproape. Și sunt lucruri importante și sunt lucruri mai importante. Cu siguranță ziua Comunii Măgura este importantă. Dar se pot face și altfel, nu din bugetul nostru. Cu siguranță că locul de joacă este important. Dar este mai important, este făcut un podeț tot pentru copiii aia care trecă. Dar dați voie să termin. Deci ați spus că mesajul sunt părintele. Mesajul sunt părintele. Hai să spunem unul. Bun. Vă rog. Mesajul sunt acolo. Deci, bine, am să fiu și purtătorul de cuvânt a părintelui și a părintelui din Crihan și dacă vreți să mă întrerupeți. Da, sunt purtătorul de cuvânt. Vă rog să vă luați așa. Cu siguranță, dacă ați spus că puteți să-i dați bani în iunie sau în iulie, așa, vă rog, pentru că avem ziua comune în august, să luăm 500 de milioane din ziua comune, dați-mi voie și păi termin. Vă rog să mă lăsați să termin și păi aia spuneți noastră. Acum v-am ascultat cu toți oamenii. Lăsați-l să vorbească. Da. Trece timp. Lăsați-l în pace să vorbească. Putem să luăm din ziua comunii 500 de milioane, să-i dăm părintului să-și facă treabă și după aia, la rectificare, să-i punem banii la loc. Pentru că nu se desfințează așa. Mai este o chestie.
Am alocat 70.000 pentru locul de joacă pentru copii. Eu nu zic că nu este important locul de joacă, dar am făcut 4 locuri sau 3 locuri de joacă cu 15.000 de lei în anii precedenți. De ce să-i dau acolo 70.000 când pot să-i dau 15.000 să-i lăsăm acolo să facem un loc de joacă, cum am făcut la, în toată comună, iar diferența aia s-o duce către gaz, pentru că e mult mai important gazul decât... Păi vorbim de gaz sau de biserică? Vorbim de toate, domnul președinte. Dar nu acum, domnul Dalan! Nu acum! Deci, nu vorbim de buget acum, domnul Talal. Da, eu v-am spus că aveți o problemă de percepție, dar nu mă înțelegeți. Am înțeles. Bă, n-ați înțeles. Da. Deci, aici am o solicitare care, din păcate, n-am putut să o registrez. Am să-i dau doamnei să o registreze, dacă vreau, doamne, dar să vă da, să vă citească, vrei să fiți de acord. Nu citiți nimic, doamna secretară. Domnul Talal nu cunoaște legea. Nu cunosc legea. Nu cunoașteți nicio lege. Documentul ăsta nu se registrează la președintele de ședință. Vă rog frumos. Deci terminați-vă cuvântul, domnul Talal, și lăsați-mă să-mi deci, pun deci, dacă există bunăvoință, găsim soluții, da? Deci, adresă, vă spun și eu, îndic, deci ați prevăzut pentru curtea din fața dispensarului 70.000 pentru 100 de metri pătrați de paveli. Dar nu sunt paveli, domnul Talal. Sau ce sunt, domnul? Trebuia să veniți la ședința de comisie. Am fost la ședința de comisie, vă rog, și nu... Nu, dați-mi voi. Dar 100 de metri, pavelile, cum știi, hai să zic, 60.000, costă 600 de lei, nu 60 de lei un metru pătrat cu tot cu execuție. 60 de lei ori 100 sunt 60 de mii, dați-mi voi. După aia îmi spuneți noastră, că eu sunt în eroare. Deci sunt 6.000 de lei. 6.000 de lei, dar nu 70.000 de lei. Hai că nu 6.000 de lei, sunt 12.000 de lei. Adică suma este foarte mare, 70.000 de lei, pentru 100 de metri pătrați. Iar eu zic că mai important este, știți, să dăm, i-ați dat 8.000 de lei la părintele lui Alin și a spus că eu sunt, am zis că sunt purtătorul de cuvânt. Da, sunt purtătorul de cuvânt. Aia 8.000 de lei a cerut anul trecut. Anul ăsta a cerut 25.000 de lei ca să facă pentru drum și nu știu. Deci susțin că există fonduri și avem de unde să luăm bani să-i susținem, dar numai că știți cum este. Ați făcut o majoritate și vă permiteți să faceți cum vreți. Mulțumesc mult! Da, și eu mulțumesc. Domnul Dăscărescu, mai aveți ceva de... Da, stimați colegi, dacă am, din câte am înțeles, a existat o discuție în prealabil. Părinte, în birou la domnul primar, nu? Ați ajuns la un consens, domnul primar, vis-a-vis de chestia asta? Ați ajuns, părinte? Din punct de vedere, da. Dumneavoastră aveți încredere în noi, ca oameni maturi. Ceea ce se vizea promis, și atunci. Fiecare nori așa, meu, dar ai ceva. Da, mulțumesc, dragi. Și atunci, stimați colegi, dar ce mai căutăm să identificăm sume, să identificăm capitole, ca să vedem dacă părintele... Am înțeles, domnule. Am înțeles și ați înțeles. Să-i răspunzi, domnul Talal. Eu nu cred că este o majoritate conturată aici din oameni care vor să facă rău comunii sau... Eu știu, vor să fac alte lucruri decât ceea ce este normal. Decât să... cred că știu exact care este menirea dumneavoastră. Că sunt alături la toate lucrurile bune care se întâmplă și încerc să miște comuna asta, asta e un lucru bun. Eu sunt oameni care simt într-adevăr, domnule, trebuie să facem ceva cu comuna asta. A venit eu cu propuneri nerealiste în fața dumneavoastră. Mă întrebați de parcare din fața dispensarului. La fel, am dat-o la un revizier, la domnul Cătuneanu, care este un proiectant bun, zic eu. Adică a făcut o anticalculație vis-a-vis de ce presupune. Proiectare puse execuții. Proiectare puse execuții în coturi. Haideți să facem un pic diferența de locuri de joacă pe care le-am montat în incinta școlilor. Aici vorbim de amenajarea terenului peste apă, peste un curs de apă acolo. Nu ne putem juca să amplasăm locurile de joacă. Se întâmplă ceva acolo, domnul Talal. Veți veni să întrebați, ați plătit amendă la putare instituții, pentru că mai faceți și noi greșeli. Dar nu vreau să fac greșeli de asta. Pentru că nu și-a asumă nimeni. Din vorbit e ușor. Domnule, fă un loc de joacă acolo și hai să-ți asumi dumneata dacă se întâmplă ceva sau nu. Nu. Lucrurile astea trebuie să făcute așa cum trebuie, da? Amenajarea față la dispensar nu înseamnă amenajare cu paveli. Parcarea va fi peste șansă. Deci parcăm peste șanț, facem șanțul loc de parcare, iar spațiul verde va fi amenajat ca spațiu verde.
cu o fântână arteziană, cu pol, cu ceva. Adică să avem și o oază de verdeață în mijlocul alegerii. Toată lumea știe treaba asta, ce faceți, repetați, ce faceți mai greu. Adică să înțelegi clar. Poate nu va costa atât, nu știu. Este o altă calculație. Vom vedea în detaliu cum intrăm, exact ce presupune toată treaba asta. Domnul Gărgăcela, ai văzut mai aviz de la cursul de ție. A spus că e o curare pe domnul Gărgăcela. Iar eu subscriu la ceea ce spunea colegul Dăscărescu. Suntem destul de maturi, destul de bărbați să ne asumăm. Și dacă a spus 500 de milioane atunci, îi scoate din pământ, din piatră seacă, știi de-a. Dar îi dăm atunci când putem. Am dreptul la replică. Dar în camera replică, am și dreptul. Deci domnul Bogdan a vorbit de 10 ori și nu lase de rup. Da? Zi domnul Cioțelăscu. Am la replică, scurs și la obiect. Mi-a spus de majoritate. Nu este o majoritate decât o majoritate care lucrează pentru Comuna Mocura. Și vă spun constructiv pentru că iar ieri sau la ieri colegul meu, Lucian Berușcu, a transmis pe Facebook un anunț care m-a bucurat foarte mult. Suntem pe lista de investiții cu apa și canal. Această majoritate care a lucrat și a votat un proiect de hotărâri și domnul Taral, știți când ați votat proiectul de hotărâri pentru apă și canal, pentru Sodor și Crihan. Dar iar această majoritate a adus apa și canal. Nu, această majoritate n-a adus nicio apă. Deci era, nu. Era de deci era de înainte prins demersul. Și nu am votat era împotriva. Dați-mi voi, dați-mi voi. Era de înainte, era de înainte prins. Eu v-am spus că această majoritate nu mai pentru deci vă rog să nu mai minți. Vă rog, vă rog, stați un pic. Domnul Ivan Astinda. Da, da, da. Vă rog. Dați-mi voie să-i răspund și nu, mai departe. Nu, răspundeți mie, nu, da. Vreau să așa, așa. Nu, că domnul meu s-a uitat la mine. Deci, chestia aia cu apa și canal este o minciună, pentru că Comuna Mocura era prinsă în accepțiunea tratat, bă, se înveațiune. Dați-mi voie, este, eu zic și nu. Dar puteți să aveți bun simț să mă ascultați, că vă mă ascultați. Mai greșesc. Mulțumesc. Deci, Mocura era prinsă cu 4 miliarde, 4 milioane și ceva de euro în programul ca să fie principiul domnul Talam. Era în perioada 2022. Nu, da? Nu mai condiții. Dar stați un pic. Ești în eroare. Eu am fost împotriva preluarea apei și scumpirea apei. Am fost împotriva și voi fi împotriva pentru că uitați-vă de când ați votat, nici acum nu a luat crapul apă. Da? Dați-mi voie. Da? Deci, nu mai veniți cu... Eu nu am votat împotriva investițiilor în Mocura. Investiția era prins. Da? Deci nu mai e așa. Era Dați-mi voie. Nu putem duce la aia. Nu putem duce la nesfârșit discuția asta. Chiar vă rog frumos. Dar nu puteți ridica. Vă rog frumos. Dacă ați ridicat. Problema de apă și canal, aș vrea să vă dau și date. Domnule, nu ne mai înțelegem. Să vă dau date concrete, da? Prin eforturi greu de imaginat că am reușit să aducem investițiile pe apă și canal în Comuna Mocura pe lista de investiții prioritare, pentru că eram programat 2020-2025. Știți asta? 22. Păi nu știți, domnule. Dar știu foarte bine. Nu știți. Păi vă știți atunci, nu spuneți. Și nu numai dumneavoastră, toți suntem. Am reușit să te acționari la prag. Și chiar aș vrea să mulțumesc Consiliul Județean pentru sprijin. Pentru că oamenii aia, într-adevăr, ne-au sprijinit să reușim în demersul nostru. Corect. Ne-au sprijinit și au înțeles doleanța noastră. Domnule, am făcut eforturi pe care nu mi-aș fi dorit, sau lucruri pe care nu mi-aș fi dorit să fac odată. Am luat apa, pentru că trebuia să aducem investiții în Comuna Mocura, domnule Talam. De asta am luat-o, nu pentru că o vrea Costea. Pentru că dumneavoastră ați făcut baie... Nu pentru că o vrea Costea. Da, 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 discuția. Este dreptul meu să supuneți la vot propunerea mea de alocare de fonduri în 2020. Nu supunem nimic la vot acum. N-am ajuns la buget. Părinte, mai aveți ceva să ne comunicați? Mulțumesc! Nu, domnule, propunerea mea ca în luna iulie să fim de acord cu toții să rechidăm. Domnul primar, dar asta e înmurită! Dar e înmurită treaba. Ce să mai... Eu știu, poate... Nu există treaba. Nu există. Asta e înmurită. N-avem ce. Ca să înțelegi demersul meu și îl vezi lua gata.
Nu am nimic împotriva parohiilor în general sau a bisericilor. Din contră, îmi doresc extraordinar de mult. Extraordinar de mult să susținem. Dar credeți-mă, decât să vă cinstiți să vă iau un răz cu 150 de dolari acum, mai degrabă vă rog să așteptați. Așteptați un pic ca să vă pune. N-am spus că nu sunt de acord. Eu am venit doar să solicit aici. Exact. Nu am venit nici să mă plâng, nici să arăt ca o persoană nemulțumită. Eu mi-am făcut datoria și am venit să solicit. Rămâne la aprecierea fiecăruia dintre dumneavoastră și la răspunsul propriei conștiințe, dacă se poate sau nu. Ceea ce am discutat în birou, domnul primar m-a invitat acolo, m-a invitat să salutăm și mi-a spus, părinte, putem să vă dăm, dar nu acum. Zic, nici nu cer acum. Dar, din experiența anterioară știu că, iarăși repet, dacă nu se discută la formarea bugetului, poate fi tardiv ulterior. Pentru că, aduceți-vă aminte, cei care ați mai participat și în alte legislaturi, am pățit și lucruri din acestea. Aș vrea să închei cu o rugăminte de suflet ca în data de 8 mai, când este hramul bisericii noastre, pentru că, sincer, sună supărător, îi dăm lui Grigoraș. Nu! Nu dați mie, mâine poate să fie altcineva aici. Dar important e ca, uitându-vă dumneavoastră în urmă, să spuneți și eu am contribuit aici. Sau să faceți cum fac alții, să treacă cu capul plecat și să spună, eu n-am fost în stare. Oricum, biserica se va face. Știți de ce? Pentru că poartă Dumnezeu de grijă. Așa cum nu vedeți niciun copil care spune, eu am rămas mic, că n-a avut ce să mă crească, cât ferească Dumnezeu de anomalii, alea sunt excepțiile, dar toți creștem, evoluăm și apoi ne luăm la revedere de la lumea aceasta, pentru că avem de dat niște răspunsuri. Așa nu ați văzut și nu veți vedea niciodată o biserică începută și neterminată. Nu există. Și de ce? Poartă Dumnezeu de grijă. Dar El o face cu atâta discreție, încât credem noi că noi suntem cei care le facem pe toate. Deci m-aș bucura tare mult ca în data de 8 mai, atunci când vor veni mulțime de oameni, mulțime de preoți, mulțime de credincioși și mai puțin credincioși, și noi să fim cu toți acolo, la un moment al bucuriei. Tot s-a vorbit despre ziua comunei și despre activitățile culturale care trebuie să se facă în comună. Noi prin cultură și prin credință am rezistat pe pământul acesta. N-am avut nici marile cetăți, n-am avut nici mari. Am avut o istorie pe care am învățat-o un pic la școală, în perioada în care am învățat fiecare, un pic exagerat, dar să știți că Dumnezeu a purtat de grijă și poate de grijă acestui popor și oamenilor care locuiesc aici. Anul acesta împlinește cât? Că s-a vorbit de ziua comunei. 610 ani. Aduceți-vă aminte că am făcut o manifestare amplă de care s-a ocupat în principal comunitatea de aici de la Măgura, strânsă în jurul bisericii, când Domnul Măgura a împlinit 600 de ani. Să-L bucure Dumnezeu în cerul pe domnul profesor Tătaru, a cărui arhivă și documente a rămas în grijă a parohiei Măgura II, pentru implicarea de atunci. Au trecut 10 ani. Iar comuna, să știți că a fost atestată documentar într-o zi de 9 mai. În 9 mai 1409 există un document emis de cancelarea domnească a domnitorului Alexandru cel Bun, în care au fost împroprietăriți, prin care au fost împroprietăriți un grup de răzeși, de aceea zona se numește Răzășie, punând denumirea de munteni, adică într-o zonă de munte, aici, la noi, la Măgura. Asta doar pentru faptul că s-a vorbit și se vorbește despre ziua comunei. Eu vă mulțumesc tare mult. Plec de aici cu sentimentul... Stați că nu știți cum plec eu. Lăsați-mă să vă spun cum plec eu de aici.
cu sentimentul că n-am supărat pe nimeni. Nu acesta este rolul nostru în comunitate, să supărăm, să facem oameni, ferească Dumnezeu, să se uite urât unii la alții și cu nădejdea, întotdeauna se vor găsi soluții. De aceea, când cineva a întrebat dacă în birou a fost consens, din punctul meu de vedere a fost consens, pentru că am înțeles solicitarea domnului primar. Vă mulțumesc tare mult! Să aveți sărbători frumoase și unii și alții. Dacă doriți, puteți rămâne. Vă rog, vă rog să rămâneți un pic. Domnul președinte, vă rog frumos. Deci, în primul rând, nu este politicos ca după părintele să tragi dumneata concluzii. Nu vreau să tragi dumneata. Este politicos, domnul Dala. Deci, vă rog să... Deci, nu este politicos, dacă înțelegi românii. Deci, nu e politicos să mă întrerupeți când am avut a două intervenții, înainte să-i dați părintele. Deci, vă rog să-mi spuneți. Deci, vreau să vă spun o chestie. Foarte importantă. Deci, este o demagogie. Ce spuneți? Pentru că bani de unde să luăm? Tot în acest buget. Deci nu mai mințiți lumea. Tot în acest buget. De unde să luăm bani? Asta nu acest... să spuneți la părintele dumneavoastră acolo. Da, bineînțeles. Da. Deci părinte, tot în acest buget. Iar dacă... Să sunt bugetul nu se va schimba. Tot de aici o să luăm de aici, să ducem în altă parte. De ce să o facem în iunie când putem să o facem acum? Da, domnule, dar am încheiat discuția asta. Eu cred că timpul va fi cel care va arăta dacă este o minciună, dacă are dreptate cineva sau orice... Părinte, vreau să plecați de aici cu încrederea că promisiunea noastră este datorie. Nici nu vreau să mă gândesc la viață. Grupul la Miserioș aici, nu mai comentăm Măgur, că sunt știi. Pentru mine, deci va fi care pentru mine toți oamenii de la Măgura sunt serioși. Pentru mine așa sunt toți. Pentru mine așa sunt, că nu pot ei să confirme. E partea a doua. Da. Credit din partea mea, are toată lumea. Da. Nu știți cât sufăr, ca să prelungesc încheierea, că au fost amendamente, cât sufăr interior când cineva vorbește așa cum nu trebuie despre mântă. Și eu imediat intervin și spun, nu, în prezența mea, nu-ți permit să faci lucrul acesta. Nici nu-i nevoie să cunosc eu persoane respective sau altceva. Dar nu pot să accept lucrul acesta. Așa că vă mulțumesc, ședință plăcută. Soluții cât mai bune și să ne vedem sănătoși și bucuroși întotdeauna. Ultima frază. Am venit aici pentru că unii au spus nu-i vom da părintelui că nu solicită. Am fonduri. Am venit aici și toată lumea să fie încredințată că nu mie, ci pentru ceea ce rămâne acolo. Vă mulțumesc tare mult! Nu, pauză. Ședința începe. Stimați colegi, așadar desfășurăm astăzi ședința ordinară. Vă spun aprobării. Mă iertați, sunt un pic bulgărțat. Următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului având număr de identificare 3137 conform anexă din domeniul public al statului și administrarea MAPN în domeniul public al Comunei Măgura. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău. Avem două proiecte suplimentare. Deci punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului prealabil și autorizației de amplasare și sau acces în zona domeniului public strada Întrevii pentru obiectivul de investiții în rezerva de apă a municipiului Bacău. Știți despre ce este vorba, că am mai discutat cu doamna asta. Și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2019. Mi-am pus scuze de rugoare, am uitat de președinte. Nu-i nimic, doamna secretară. Mai rămâne, numai cine nu muncește, nu greșește.
Vă supun aprobării în ordinea de zi. Cine este pentru? Cele două suplimentare, da? Da, am spus. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Mulțumesc. Deci avem 13 pentru, că văd că domnul... Cine? Nici nu în sală, nu? Nu. No. Înainte de a trece la desfășurarea conform ordinii de zi, vă supun aprobării procesul verbal de la ședința ordinară. 28-a 3-a. Cine este pentru? Sunt discuții, domnule. Nu discuții. Cine este pentru? Vă rog să respectați statutul. Împotrivă? Abțineri? Mă abțin că n-am fost prezent. Ok, și domnul Talal. Deci domnul Cercel care n-a fost... Ai răbdare, domnul Talal! Dar nu țipa, domnule. Dar termine, dar sau afară, domnul Talal. Încetează, domnule, lasă-mă în pace. Pentru că nu respecti statutul, domnul. Respectă legile din România, ți-am mai spus odată, domnule. Dumneavoastră nu le respectați, domnule. Te rog frumos să mă lași în pace. De ani de zile, de când suntem aici, avem aceeași, de acum mai cutumă. Pe care ședință, dumneata, trebuie să... Să perturbe atmosfera de... Pentru că nu este, nu reflectă... Hai să dăm dar acum, ai răbdare! Nu ți-am dat cuvântul de fiecare dată să te întrebi și te-ai acționat. Întâi să fac discuții... Nu faci discuții, îți faci când îți spun eu, domnul Talal. Dacă cumva ai mitraliera pe masă, spune ca să știu. Deci domnul Răzvan Ciorcilă, care n-a fost la... la ședință, domnul Niță Valeriu, care văd că nu e în sală, și domnul Talal. Domnul Talal, poftim! Nu, un pic. Domnul Talal, sunteți împotrivă sau vă abțineți? Ca să consemneți. Nici eu nu prea știu. Poate împotrivă de vreo la ședință. Vă rog. Haideți să văd că vorbiți numai prostii. Vă rog, dacă ați văzut ceva... Ei, ce să fac, Talal? Și eu, dacă-s dependent de acolo. Dar măcar așa, cum să-i puteți să aveți, chiar dacă ți-i sunteți de mine. Doamna, nu, deși ședința a fost filmată, sunt anumite discuții care nu sunt reflectate așa cum au fost discutate în ședință. Nu sunt foarte multe. Deci vă rog să facem un amendament la procesele verbale, măcar la acele procese verbale unde ședința este filmată, să spunem că filmarea face parte din procesul verbal de ședință. Dar e oficial, nu avem contrapoziție. Nu e oficial. Domnul primar, procesul verbal e în document. Este sintetic procesul verbal. Nu trebuie să spuneți. Domnul Talal, haideți să ne uităm un pic și în dex. Nu vreau să supăr pe nimeni sau asta. Deci procesul verbal este o sinteză, da? Idei principale. Avem contract oficial. În fiecare lună primim un DVD, două, trei, depinde cât de mult durează. Internet. Sunt publicate și filmările sunt oficiale. Deci procesul verbal este sinteză. Eu nu pot să-mi întrerup activitatea, să stau două, trei săptămâni, să vizionez ședința ca să pot să scriu. Și să vă spun drept, prefer să plec de la Măgura decât să fac asta, pentru că eu am un copil de crescut, vreau să-mi nebunesc uitându-mă de 1000 de ori, pentru că te uiți 10-20 de secunde, te oprești. Asta înseamnă să te cum îi zice, să te uzezi din punct de vedere psihic, fantastic. Eu știu ce înseamnă și cu reportofonul, știu ce înseamnă și asta. Deci, este succint. Dacă dumneavoastră credeți că cineva poate face asta, nu sunt eu omul. N-am spus asta, doamna secretară. Ședința este oficială, înregistrată, avem arhivă pe care o gestionez. Doamna secretară. Pentru filmări. Fac dovadă, deci filmările acestea oficiale sunt dovadă. Am înțeles. Eu nu am spus să scrieți cuvânt cu cuvânt. Dar n-am cum, dacă se vorbește foarte repede. Dar v-am explicat de mai multe ori. Mi se pare că aveți ceva cu mine. Doamna secretară, stați un pic, puteți scrie că filmarea face parte... La sfârșitul... Nu, domnule. Stați un pic, stați un pic, vorbesc cu doamna secretară. Vă rog. Nu este așa o problemă. Este ilegal? Ilegal să scrie. Nu, nu este ilegal, dar se știa că a fost aprobată filmarea de către dumneavoastră, că altfel nu putea fi să oficial. Dar vă rog să ne, la procesul verbal, să spunem... Este ceva în plus care se vrea, nu este ceva care... Am înțeles. Să zic eu... Are ceva împotrivă? Nu necesar, doamna secretară. Bun. Da, domnul secretar. Plus valoare. Vă rog frumos. Asta este schimbarii cunoscute, doamna secretar. Spuneți-mi dacă sunteți împotrivă... Vă rog, dacă aveți ceva să spuneți mie, dar nu. Ca să menționez în...
procesul verbal. Sunteți împotrivă sau vă abțineți? La procesul verbal. Abținere. Bun, trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Mogura pentru anul 2019. Stimați colegi, având în vedere faptul că problema bugetului s-a dezbătut cu punct și virgulă, dau cuvântul prima dată la modificările care s-au făcut față de discuția care a fost făcută aseară, după aia vă rog punctual. Poftiți, domnul primar. Am făcut câteva modificări și am să vă spun și care, și eu cred că sunt binevenite. Am mai avut anumite scăpări, așa, vis-a-vis de anumite lucruri pe care ar trebui să le prindem. Și împreună cu doamna contabil, am mai luat ceva bănuți din anumite capitole pentru constituirea sumei necesare voucherilor de vacanță, pe care am uitat să le prindem. Doamna contabil, da. Ajutați-mă un pic. Am luat de la 7, ia să vedem, din ăștia care spuneați dumneavoastră, nu? Da, de la capitolul 51, autorități executive, exact. De la bunuri și servicii, s-a luat suma de 25.375 de lei, da. De la bunuri și servicii, și s-au dus la cheltuieli de personal, de la tot autorități executive, 18.125 de lei, apoi 4.350 de lei s-au alocat la cheltuieli de personal, capitolul 70, gospodărie comunală, și 2.900 de lei la poliția locală. Cât a spus la gospodărie? Sunt 3 angajați, ori 1.450, 4.350. Așa. Da. Deci asta e suma, e 260 de milioane, 26.000 de lei. Rotund 26.000, dar... Precis, 25.000. Sunt obligații pe care trebuie să le onorăm. Este dreptul lor stabilit prin lege, așa că nu cred că cap discuție aici. Domnul primar, dacă tot vorbim de serviciul de gospodărie comunală, poate prinde niște bănuși pentru niște echipamente de protecție? Sunt prins pentru echipamente de protecție. Deci asta e o rectificare. Am pierdut din vedere, este adevărat. Întocmire documentației cu Jbig Metal Bank. Nu știu cum ne-a scăpat asta. Și atunci am decis așa. Pentru că nu vom lua. Și am luat de la construirii grăniții 3 grupe. Am luat niște bănuți ca să punem, să constituim aici în lista de investiții. Nu, am luat de la reabilitare și totală și drumul de interes local, Metal Bank, Cușvic. Nu. Cât ați luat? Am luat de la reabilitare. Domnul Berușcă, domnul Berușcă, vă rog, vă lăsați-l pe om să prezinte și după aia vă înscriți la cuvânt. Aș cumva suma cât de la reabilitare, aș cumva. De la reabilitare. Ia, cred că am observat. Deci, de la secțiunea de dezvoltare. Da? De la secțiunea de dezvoltare. De la capitolul 65, învățământ. Din cofinanțarea din partea bugetului local pentru realizare, reabilitare și dotare școală Sat Crihan, Comuna Mândura. Din 63.000? Da, din 63.000, 40.000 i-am dus la drumuri pentru întocmire studiu de fezabilitate, modernizare, drumuri de interes local, zona de tabac. Întocmire documentații, doamna, ați trecut greșit aici, SF modernizare. Întocmire documentații, trebuia simplu, da? Da. Da? Deci modernizare, drumuri de interes local, fără SF, da? Da, se suplimentează lista asta de investiții, da? În condițiile în care vom ajunge pe sfârșit de an, să trebuiască să susținem cofinanțarea, vom găsi soluția atunci. Dar eu cred că eu va fi necesar. Acolo suntem doar pe dotări. Nu cred eu că vom ajunge. Dacă ajungem la dotări, asta ar fi un lucru minunat. Noi susținem doar dotările. Cu mobilier, cu ce... Cred că sunteți de acord să facem mișcarea asta, ca să prindem și capitolul ăsta în vă rog să vă scrieți la discuții. Asta era, domnule? Scuze. Nicolina, mai era ceva? Așa. Și am mai luat 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru câini. Pentru câini, Nicolina. De unde am berberit pe ăștia? Aici ați luat de la construirii de grădinițe 3 grupe. Așa. Am luat 10.000 de acolo și am lăsat 62.000, da? Luăm 10.000 de aici și îi ducem la gospodărie comunală pentru sterilizare, da? În secțiunea de funcționare. Deci exact. Am diminuat secțiunea de dezvoltare cu 10.000, da. Și am mărit secțiunea de funcționare cu 10.000. Am notat, domnule.
La capitolul 70, gospodărie comunală, titlul 20-30-30, alte cheltuieli. La 50.000 pentru premierea cuplurilor din Comuna Măgura care au împlinit 50 de ani de căsătorie pentru nunta de aur, alocăm din 500 de mii, din 50 de mii de lei, 5.000 de lei pentru incendiu din, luna februarie, cred, nu? Nu știu când a fost, sau martie. Pentru familia Mondan. Pentru familia Mondan, da. Și rămân 45.000 de lei, da? Cam astea sunt mișcările. Notat, domnul Cercilă, domnul Talau, domnul Perușcă și urmează, da? Domnul Cercilă, vă rog. Vreau să vă mulțumesc, bine, acum să subliniez faptul că chiar am discutat ieri cu colegii cu privire la Cușbic și câinii comunitari, chiar nu erau prinși în buget și foarte bine că i-ați prins. Familia Mondan iar e un lucru foarte frumos să v-ați gândit la chestia asta. Ce vreau să vă mai rog este faptul că de fapt, domnul președinte, apelez la statutul dumnealui ca să parcurgem ușor tot bugetul. În cazul în care nu se respectă regulile de bun simț, domnul președinte, aveți tot dreptul să suspendați ședința sau să suspendați pe cineva. Cred că dar vreau să am un care nu-mi face plăcere, știu, da? Dar am un... vreau și eu să am liniște în timpul ședinței, să urmăresc cu atenție bugetul. Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Domnul Talau, domnul Perușcă. Deci, mă simt vizat de cuvintele colegului meu, deci eu n-am vorbit de întrebat, dar îmi dați voie, să nu v-am întrebat, v-am ascultat. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu n-am vorbit niciodată, dar niciodată nu trebuie să vă uitați pe filmări, până nu am ridicat mâna și mi s-a dat punctul. Mai mult decât atât, la un moment dat mi s-a tăiat microfonul, dreptul la replică să nu știu care. A zis că mișteurile astea așa ieftine, faceți-le în altă parte. Suntem oameni așa și dacă pierdem timpul meu, de ce vorbesc în timp ce vorbesc eu, domnul președinte? Vorbesc. Bugetul ăsta este un buget foarte... Eu zic foarte bun, numai lipsesc câteva chestii care v-am rugat, adică nu e prea mult, numai că sunt, eu vreau să înțelegeți că sunt anumite sume care putem să-i mutăm aici, încolo, adică nu cere nimeni imposibil. Sunt alte variante de a face ziua comună, trebuie făcută ziua comună, dar sunt alte variante, ducem banii de aici, ducem acolo la gaz, deci sunt oameni deci, care nu mai pot cumpăra lene sau nu știu care, poate vrea, știți ce înseamnă în 2019 să n-ai gaz, să n-ai apă, nu știu. Dumneavoastră aveți, dar sunt unii între han. Taci, domnule, lasă să vorbească, mă tot întrerupe atâta. Taci, că iați, că vântul și care. Este treaba cu domnului președinte, dacă el tolerează. Banii aia care i-ați promis părintele, nu știu care, tot din bugetul ăsta. De unde îi luați? Dar bugetul ăsta este bugetul domnul primar. De unde vin bani din cer? Să da Dumnezeu, dar nu vin, știți cum nu vin bani din cer. Adică, haideți să... Foarte bine că ați prins pentru câini, pentru că și în adresa aia care v-am sus, adresa aia care n-ați vrut să o înregistrați sau n-ați vrut, n-ați acceptat, scrie și despre câini, scrie despre podeții, adică oamenii aia acolo, ați fost în campanie și ați trecut apă să-i cereți votul. Acum, când trebuie să-i dăm ceva, doamne, un podeț mic să treacă copii, să nu treacă prin apă, nu avem bani. Eu zic, mai important podețul ăla peste apă decât... nu zilele măguri, putem să găsim niște bani. Adică, haideți să fim raționali. Propun că tradiții și obiceiuri să rămână, să subvenționăm această iarnă, să finanțăm, iar la zilele comune se găsesc alte surse alternative, adică poți să cauți
o firmă, de exemplu, uitați, prietenul nostru, Marghiol, face la Bacău, zilele Bacăului și nu... Lăsați Bacău, deci îmi părea de dumneavoastră să luăm bani de la tradiție și de la zilele Bacăului. Nu, n-am zis să lăsăm banii pentru tradiții, da? Să lăsăm și ziua comunei, numai că trebuie să căutăm soluții. Adică ala care vine să vândă mici, să plătească ceva, ala care vine să vândă înghețată, să plătească ceva, ala care vine să vândă bere, să plătească ceva și găsim deci sponsor. Deci ce sumă, domnul Tala? Că păi uitați, să vorbim. Scădem din 500... 40 ceva de lăsați în domnul primar să facă propuneri, domnul. Deci, cât erau 5.000 prinși la Atenșu? Păi, trebuia să veni și la seară, domnul Tatăl. Lasă-mă, mi-am făcut ședință, nu spun. Păi și atunci, vorbește, domnule, spune, care e propunerea dumneavoastră? Domnule, din banii aia 15.000 la Atenșu și să rămână 15.000 sau... Așa. Și restul să-l ducem la gaz, în Crihan. Am înțeles, altă propunere. Altă propunere, din 70.000 la jocuri, să lăsăm 15.000 ca să facă un loc de joacă, da? Și restul să 15.000 de lei pentru dată. Am înțeles. Da. Și restul să dacă nu reușim să notați, îmi spuneți, că repetăm. Că trebuie să supunem la vot, propunem al domnului Tala. Și restul tot la gaz sau la podă, să facem investiții. Păi nu! Domnul președinte, la anul când era Bogdan viceprimar, au venit cu propunere cu locuri de joacă, puterea acces și am plătit 16.000 de lei pentru niște studii pe care nu s-au făcut. Nici nu știu care, dar primării au plătit și s-au dus pe apă simplu, da? Este adevărat, domnul Vici, cu tine acces? Deci, da, nu știu ce vorbim. S-au făcut... A luat o decizie în calitate de viceprimar sau ce? Nu, domnul Vici, vă rog frumos. Dumneavoastră ați votat propunerea aia? Domnul Talal, vă rog, care... Cum ați votat? N-am votat. Domnul Vici, vă rog frumos. Nu, deci vreau să vă spun că am făcut MSF-uri care nu s-au dus așa. Și am plătit o grămadă de bani și se fac. Am plătit gazul, așa se vrea, la Sohodol, deși s-a făcut odată, s-a propus atunci și Dumnezeu să-l ierte Răducu, zic să facem, domnule, un primul proiect la Sohodol. Nu s-a vrut. S-a vrut două proiecte ca să plătim de două ori. Deci bani sunt, numai că sunt gestionați prost, domnul președinte. Am înțeles. Mai aveți altă propunere? Nu știu pe bună treaba asta. Acum mă tot înnebuniți cu știm cu toții, dar nu suntem destul de oameni serioși ca să recunoaștem lucrurile astea. De ce am împărțit lucrarea la Sohodol în două etape? Am lucrat în primă fază și am primit avizul pentru conducta de pe strada Sohodol, pentru că aveam SF-ul și aprobarea făcută și am primit de la Delgaz Grid. Ne-au comunicat că putem începe lucrările pe tronsonul respectiv, când ne dă avizul, aveau toată documentația făcută și ei. Și atunci am demarat lucrările, ca să nu mai stăm 1000 de ani în mine. Credeți că dacă ar fi fost și nici n-aveam atâția bani. Și am făcut etapizat. Am făcut anul trecut strada Sohodol, 1500 de metri. Acum este un lucru vâlcelic, ca asta în ajudeau bisericii. Vom mai începe și alte lucrări. Eu cred că sunteți răuvoitori sau nu știu cum să vă categorizez. Spuneți astfel de lucruri. Facem lucruri împreună ca să fie bine. Poate nu suntem perfecți. Dar important este că le facem. Domnul primar. No. Și eu nu cred că este gestionat primar. Prost. Da. Iertați-vă. Deci, vă rog frumos. Domnul Talal a avut două propuneri. Dacă pe marginea acestor două propuneri, aveți să-i dați vreo numărire. Dacă nu... aceeași temă. Vorbim despre investiții pe gaz, Crihan și Dealomare. O primă evaluare făcută și de Delgaz și de firma cu care avem contract, însumează 2.600.000 de lei, deci 26 de miliarde. De ce nu suntem serioși? Ce fac eu cu 40.000 să-i duc la gaz acolo? Să-i blochez acolo sau ce să fac cu ei? Să renunț la ziua comunii doar ca să dau bine aici pe sticlă să spună ia uite ce primar bun avem, nu mai face ziua comunii să pună 40.000 acolo. Cine a zis că să fac ce? Cine a zis să fac ce cu ei? Cine a zis să renunțăm la ziua comunii? Oameni buni. Dacă suntem oameni serioși și vrem să facem treabă, trebuie să de unde găsim bani. Am zis că de unde găsim bani pentru acest proiect mare, amplu. Am fost bani acolo pentru proiectare, pentru avize, pentru ce este necesar. Probabil nu vor trebui atât de mulți bani acolo. Vom vedea.
Nu știu ce comportă. Bun, în primul rând... Avem de la drumul național, care s-a acest mai punct. Vreți, mai, tot, da? Mai, vre, mai vreți să o intervenim? Mai vreți, rugămintea mea este da. Să înțelegeți. Cum n-ați înțeles nici cu preotul și l-ați spus în situația scrisă dumneavoastră că primarul nu vrea. Primarul nu poate. Că se uită în buget. Ce vreți să omor omul ăsta de 3 zile? Nu mai știe nici ce să facă. De unde să-i scoată banii? Doamnă, trebuie acolo, trebuie acolo. Domn primar, de unde se iau? Ia din dezvoltare. Nu pot să iau, că i-a spus odată. Și aveți lucrări antamate cu contract încheiate. Luați din, din funcționare. De unde, domnule, ce să-i faci? Să-i trimit acasă? Să-i trimit acasă pe oamenii ăștia? Nu, am lăsat la limită tot ce se putea. Atât am vrut să spun. Da, nu. Acum vorbește domnul Berluș, cred că s-a înscris la cuvânt. Nu, că aia... că n-am dreptul la replică, dacă m-au zis că păi se... Păi da, ori intervenție, ori drept la replică. Intervenție, domnule. Cum vrei, nu mi-ai sus. Nu ai... Bun. În primul rând, nu sunt rău voluntar, domnul primar, cum spuneți dumneavoastră, pentru că vreau să vă spun, la Sohodol s-a făcut, s-a mai făcut a treia extindere. De ce n-ați văzut, vedeți că nu se, se lucrează așa, pâșbuite? Bun, am înțeles prima dată că trebuia să facem lucrări. Dar ați mai făcut încă un proiect. Știți foarte bine despre stradă, nu știu cum se numește. Știți foarte bine, a treia, da? Deci trecem peste asta. Eu nu am spus să desfințăm zilele comune. Am zis să găsim alte surse de finanțare și private. Nu să împovărăm bugetul comunii. Și sunt soluții. Nu suntem, n-am inventat roată, vedeți, în toată țara asta s-au găsit soluții. La ziua. Posibil. Da. Da. Mulțumesc, domnul. Da. Mai aveți? Dumneavoastră, domn primar, mă întrebați, mai aveți? Da. Aveți? Da. Da. Deci, încă o dată ți-am spus, când o să fii dumneata primar și eu o să fiu aici, nu-ți iau microfonul, crede-mă. Când am spus primar, nu o să mă fiți acolo. Nu contează, o să fiu domnul ca invitat în sală. Haideți că dacă tot bateți șaua cu, cu proiecte, cu paraproiecte împărțite în 3, în 4. Asta trebuie să înțelegeți și trebuie să fiți de acord cu toții. Că nu stăm bine la niciun capitol în Comuna Măgura. Asta este realitatea. Știți că la ora asta, mai bine de jumătate drumului comun, nu sunt intabulate, domnule. N-au documentații cadastrale. N-au documentații cadastrale. Despre asta vorbim. Ce ar trebui să stau un an de zile, să cum e drumul bisericii pe care nu reușesc, de ce am pus să-l descălcesc? Pentru că nu vrea nimeni. OCP-ul nu vrea să audă. Domnule, nu mă interesează. Era odată notări în cartea funciară, nu-l mai face nimeni. Nu mai vrea. Trebuie să rămâne fiecare în parte, să se mute. Dacă vrea, bine, dacă nu vrea, nu se mută. Cam aici suntem. Despre asta vorbim. Ce am avut documentații cadastrale și intabulări, ne-am apucat și am angajat pe ele. Suntem la partea de intabulare și celelalte drumuri, o să vă angajați acolo. E tapizat, o să le facem pe toate. Dar trebuie să dăm dovadă de înțelegere și să nu încercăm să tot aruncăm cu noroi. Că primarul vrea să facă ceva ce n-ar trebui să facă. Sau eu nu știu ce tot vreți să insinuați dumneavoastră. Chiar nu pricepă, mă, ce mintea și capul. Mi se pare că scumpi rețelele astea. Domnule, nu crezi la gaz. Îți pare scump gazul ăsta cu Sohodol? Da, eu nu știu, dar eu nu știu dacă o fi scump sau nu. Domnul primar, hai. Da, vă rog să finalizăm. Vă rog frumos. Nu vreau să sancționez nimic, domnul primar. Chiar nu. Dar să vă începați. Da, dar vă rog să v-am ascultat. Vă rog frumos, domnul primar, lăsați-o să fie de vorbit. Chiar vreau să zic direct, adică fără ocule. Gestionați prost banii comuni. Asta este. Deci nu zic și faceți așa după interes și numai după interes faceți. Voi, domnule, da? Nu ți rușine, nu mai fi domnule. Nu, nu ți rușine un pic așa. Rapid de boss, nu. Pentru că... Nu lăsați... Dar nu se poate așa ceva, domnule. Eu nu v-am jignit și nu v-am permis să mă jigniți, da? Deci nu... Deci asta e părerea... Nu o să stăm o zi întreagă... Dumneavoastră, nu reușesc și vorbim. Nu o să stii și după tema Constituția Domnului. Nu reușesc și vorbim. Dar vă mulțumesc la ordine. Domnul Perușcă. E o afirmație greșită, nu primar face. Consiliul local a aprobat, primar cu ceva de plin. Nu, mă ierzi, domnul Talaude. Acum, domnul s-a înscris la cuvânt? Vă rog, domnul președinte.
Eu am prezentat domnului primar la ședința de ieri niște puncte de vedere pe care eu le-am avut cu privire la acest buget. Văd că la unii dintre ele dumnealui a răspuns afirmativ. A inclus în obiectivele de investiții studiul de fezabilitate de metaloc cu jbic, care, după cum spuneți, sunt documente documentații. Am înțeles, sunt documente documentații, vorbim de același obiectiv, metaloc cu jbic, reabilitare drumului. Am văzut că s-au prins bani până la urmă și pentru sterilizarea câinilor din comună, dar aș vrea să vă întreb, e vorba de câine fără stăpân sau câinele din curțile oamenilor? Și una și alta. Da. Am înțeles. Bun. Vreau să vă întreb, domn primar, care e motivul pentru care dumneavoastră nu ați dorit să alocăm niște bani pentru un proiect votat cu unanimitate în Consiliul Local, acela de întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru podețele și podurile din zona Măgura Vale? Și vă întreb, vă rog să-mi răspundeți la final. Apoi aș vrea să aduc aminte colegilor că acum 2 ani de zile, o discutat și eu, colegul tău al lucrul ăsta, dar este și dator, eu n-am să spun, pentru că am intervenit când a fost părintele invitat și am spus că putem să luăm niște bani de la locul de joacă, din poturi, și vă spun din ce motiv. Încă noi avem o documentație depusă la Terra Acces cu posibilitatea unei finanțări, unor finanțări pentru locuri de joacă pe raza Comunei Măgura. Comuna Măgura a plătit în jur de 16.000 de lei doamnelor, domnilor de la Terra Acces. Și încă avem o documentație depusă, n-am primit niciun răspuns că nu ne-am calificat, că nu vom primi finanțare. Doar că suntem pe listă de așteptare. În momentul de față, eu zic că putem să suspendăm acea sumă, să o direcționăm în altă parte de la locul de joacă din poturi. Cu siguranță, în decursul anului vom afla și vom vedea dacă e, vom pune banii ulterior, dacă este în mod necesar acel loc de joacă pentru copii. Nu asta ce credeți, nu este necesar. Domnul primar, o clip vă rog la final discutăm. Și aș vrea să vă aduc aminte, domnul primar, că după cum știți, se vehiculează că va apărea niște noi axe de finanțare prin Fondul Național de Investiții și Dezvoltare. Așa. Prin Fondul Național de Investiții și Dezvoltare, vor fi finanțate proiecte care sunt la stadiul de autorizație de construcție. Ca noi, de exemplu, pe drumul din Metalbac cu Jvit, pentru podețele din Măgura Vale, să fim la stadiul de autorizație de construcții și să ne putem califica și să depunem acele proiecte, e necesar să avem studiul de fezabilitate și proiect tehnic. Dacă vrem ca atunci când se deschide acea posibilitate de a depune documentația respectivă, trebuie să fim puțin prevăzători și să facem studiul de fezabilitate, să facem proiect tehnic și apoi când avem și pe proiectul tehnic cu documentația tehnică de avizare a autorizației de construcție, suntem în cărți și putem depune, să obținem finanțare. Dacă se deschide finanțarea și noi nu avem nici măcar un studiu de fezabilitate, un divers proiect, nu vom primi niciun ban. Asta am avut de spus și aș vrea să vă rog pe toți consilierii locali, pentru că din bugetul pe care noi îl avem anul ăsta de 60 de miliarde de lei vechi, jumătate din bugete sunt din cote defalcate din TVA. Greșesc? Nu greșesc, nu? De la bugetul din stat, din banii ăștia. Aș vrea totuși, ca și alte comuni din jurul Bacăului, care au mult mai mulți bani din cote defalcate din TVA, să gândim niște politici locale de atragere a investitorilor în comuna noastră. Pentru că se pare că bugetul poate să crească datorită investitorilor. Și vreau să ne punem capul la contribuție, să gândim niște facilități, să atragem cât mai mulți investitori, să ne creștem bugetul și în felul ăsta să putem să facem mult mai multe investiții în comunitatea noastră. Vă mulțumesc. Domnul Berușcu, eu zic așa, orice investitor, înainte de a veni într-o localitate care dorește să investească, se interesează un pic de comună. Și cred că cel mai îndemână este să intre un pic. Fiecare apelează la acest instrument. Intră pe internet un pic. Oare își mai dorește cineva să vină comuna Măgura când vede o dezbatere de Consiliul Local aici? Eu cred că fugim încă în pământul, domnule. Eu cred că fugim încă în pământ, adică se gândește omul, dom'le, am șansa să fac ceva acolo sau o să mă duc să mă împiedici oamenii ăștia să mă țină ani de zile. Să se cramponeze de tot felul de chestii, de tot felul de... Eu mai știu de ce Dumnezeu. Eu nu cred că cineva își dorește, în condițiile în care funcționăm noi aici. Și în condițiile în care ne tot certăm. Deși ar trebui lucrurile astea, bugetul pe care îl despicăm în 4, în 10, să treacă rapid oameni buni, sunt cheltuieli normale, sunt
investiții pe care le avem în derulare, în curs. Despre asta vorbim. Vrem să fim o comună atractivă și prin comportament trebuie să facem lucrul ăsta, să fim atractivi. Pentru că dacă Tony John Team aici, nu o să vină nimeni la Măgura să fie doritor să investească. Nu. Nu va veni. Pentru că nu mergi duhul peste tot. Domnul ăla acolo și aia se mănâncă precum câinii. Ia uite, atâți două ceasuri și noi ne-am să parcurgem măcar jumate din proiectul de buget. Două ceasuri trebuie. E posibil așa ceva? Despre asta vorbim. Vreți să fim atractivi, de acord cu dumneavoastră. Ce fel de atractivitate putem arăta noi unor investitori când noi spunem că luăm banii de la un amărât de loc de joacă și se ducem nu știu pe unde. Domnule, sunt copiii noștri. Știți câți copii sunt în coturi? Enorm de mulți. Enorm de mulți. Așteaptă locul ăsta de joacă. Și îl doresc. Am așteptat să regularizăm până unicel. Ca să putem pune o punte, să putem trece dincolo. Și din bugetul pe care îl avem anul ăsta vom repara. De fapt, vom planta punți, la fel ca cele de la, din coturi și de la și pizefirul aici, în patru puncte. În comuna Măgura, da? Punți luate de apă, anteriori. Avem și pe Cârligata, de pus una la Zâna acolo. Avem și pe vale la băieții ăștia despre care tot vorbiți dumneavoastră și v-am mai spus de atâtea ori. Un pod acolo costă enorm de mult. Costă mult, te rog. La Bașca mai punem o punte. Adică avem în plan niște lucruri. Nu poduri mari, dar eu v-am indicat și sursa. Treceri pietonale, ei, dumneavoastră mi-ați indicat, domnul Beruș. Dacă citeați și aprofundați un pic acolo, ați fi văzut că din toată suma care se alocă pe un proiect, se scade jos. Excedentul pe care l-a avut anul anterior, am avut 20 de miliarde. De ce? 22 de miliarde. Pentru că i-am ținut pentru drum, da? Okay. Ei, cam ce proiect ar trebui să avem noi? Să dăm excedentul jos și să nu mai rămână și ceva pe care să ne dea Ministerul Dezvoltării sau din fondul ăsta național. Suntem pregătiți. Adică nu o să mergem cu 10 proiecte, că nu-ți dă nimeni. Nu o să mergem la firmituri. Mergem cu proiectul ăsta de la drum pe care îl avem și avem autorizații de construire și pe care eu sper, am făcut deja demersul, doamna secretară a trimis adresa, a primit și răspuns că se poate califica cu brio fără probleme. Cu restul de executat. Vorbim între virusă și... Vorbim, exact despre asta vorbim. Despre asta vă spun eu. Posibil să reușim să-l punem pe finanțare, pe Fondul Național de Investiții. Cred că așa se cheamă, nu știu dacă spun exact cum trebuie. Și dezvoltare. Și să ne rămână niște bănuți. Luptăm tare și pe partea de gaz, în loc și acolo autorizați. Deși și acolo, exact 26 de miliarde, dăm 22 de miliarde jos și mai rămân ceva bănuți dacă ne dăm Ministerul Dezvoltării. Adică trebuie să vedem exact cu ce mergem acolo. Nu putem merge cu proiecte așa, cum spuneați dumneavoastră, cum pot sau cu ceva. Pentru că nu ne încadrăm. Totdeauna se ia excedent. Ai un excedent, îl dai jos. Dacă ai un proiect de 60 de miliarde, e parfum. Dai 20 de miliarde jos, să-ți rămân 40 de miliarde pe care ți-i finanțează statul. Eu așa am înțeles, citind acolo. Domnul primar, gata? Nu, stați un pic. De ce? Suntem oameni corecți pe la capăt, nu. Vreau să spuneați, într-adevăr, asistii statale pentru un SFU. Din ăștia 40 de mii care e de mai, dar nu știu cum să fac, sincer, că pe mine m-a luat de capul să... Este o hotărâre luată... Da, de acord cu dumneavoastră. Să se numească modernizare drumuri de interes local, zona Metalbacu, Șvic, comuna Măgura. Și construi pot pe vale. Nu știu, ca să fie în același capitol. De acolo mai trebuie bani, mai punem. Nu știu, oameni buni, vă întreb și eu. Cum sunt și treaba are Șvicul cu Podețul? Trebuie să deschidem un capitol special pentru obiectivul ăsta, ca să fie deschis. Capitolul drumul și nu m-am uitat, domnul Bogdan, vă rog frumos, formați la cuvânt. Se vreau știam să-l plătim separat, doamnă. Deci, încă o dată, domnul Prima, nu m-am picut. Doar acum dar vreau să un pic atent. Deci, dumneavoastră, vis-a-vis de acest buget, ce propunere aveți? Singura propunere care eu o mai am, da? Restul de trei propuneri, domnul primar le-a luat în calcul la ședința pe comisie, propunerea este ca proiectul pe care noi l-am votat și eu am fost inițiator, SF, drumuri, podeții și sau poduri pe zona Măgura Vale, să fie trecut în lista de investiții, să aducă o sumă de bani, ca apoi să mai vedem cum îl duce mai departe. Să facem un prim pas pentru oamenii respectivi. Deci drumuri și podeții. Eu m-am exprimat ieri de așa, față de asta.
Decât să facem un SFO, mai degrabă, decât să facem un proiect și construim un pod, adică proiectare cu execuții. Păi, facem un SFO, o să spuneți, domnule, ați făcut un SFO care stă, ca ăsta de la TeraAcces. Domnule, stă ăla de la TeraAcces, parcă s-a pus în ruină bugetul ăsta. Da, am făcut un studiu. Așa am considerat, au făcut și alte localități. Asta este. Avem un studiu, au trecut 3 ani. Da, da, da. Aveți impresia că vă fac un capul bisumasă, că spuneți pe asta? Da, 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 eu trebuie. Ați făcut și l-am venit. Așa faceți. L-ați aprobat dumneavoastră? Așa faceți. L-ați aprobat dumneavoastră? Da, domnul Talar, sunteți avocatul domnului Răscu, vă rog. Nu, sunt avocatul domnului Grunal, l-am finalizat. Așa facem, nu facem. Domnul Pleșca, urmează domnul Brânză, vă rog. Domnule Tumar, am și eu niște întrebări. Transporte și la obiect. Exact. Pentru extinderea de rețea electrică, am văzut că nu s-a mai prins Spania anul ăsta. Ce s-a mai întâmplat cu ea? Cum s-a prins, băi? Extinderea, dacă veni la ședința seara, era informată. Dar, din păcate, am avut un lucru. Dar, din păcate, am avut modernizare, dotare, extrament cultural, achiziții, dotare cu utilaje, extindere rețea energie electrică, zona, metal, bag, la 13 Bogdan, da? S-a înlocurat cu una înlocurat. Ai găsit, da? Avem 315.000 de lei, suma pe care o lucrăm de noi, da? E perfect, da. Bun. Vreau să vă mai întreb dacă am prins bănuți pentru pe școala numărul 2, pentru școală după școală, la copii, pentru masa caldă care o hotărâse noi atunci. Nu, se, nu s-a decis cine rulează proiectul. Da. Deci doamna directoare spune... E bine pusă problema, suntem într-o... impas. Într-un impas. Inspectoratul școlar nu se asumă sub nicio formă. Doamna, având în vedere că inspectoratul nu-i dă niciun rezultat, nici nu poate să-și asume și cu bună dreptate crezi în domnule. Pot eu să fac de bugetul ăia dumneavoastră a comunii. Am încercat și doamna contabilă, împreună cu doamna, cu doamna secretară, am mai căutat alte posibilități. Exact. Și soluții de la comune de unde doamna? Pe Petrești, că ați mai spus. Da, exact. Da, prin alte localități, cum desfășoară, cum desfășoară activitatea? E un pic complicat. Trebuie să vină cineva extern, din afara școlii, să fie angajat la primărie. Minim două persoane, din câte am înțeles, nu? Două sunt la Petrești, care vin, efectiv, servesc masa la copii, pleacă după aia. Suntem în studiu aici. Nu, n-am reușit să găsim soluția. Era bine să fi prins niște bănuți acolo, că poate sau îl prindem după aia. O să-i prindem după aia. Era problema de... Cadrul legal. Deci legea îți permite să faci cheltuieli complementare. Cum le faci? Și cine le face? Noi? Adică noi ne-am dat acordul, vrem, suntem de acord, dar nu avem metodologia. Și cadrul legal ce trebuie să răzbat. Nu să merg în Consiliul Local. Nu, asta vreau să dăm un răspuns. Vreau să dăm un răspuns. Am discutat și în Consiliul Profesoral, într-adevăr, cadrul legal este șubre din punctul ăsta de vedere și nu ne încadrăm pe o speță foarte exactă, să zic că, domne, X, Y, nimeni nu vrea să-și asumi un cadru complet, ca să zic așa. Program. Asta vreau să zic, nu? Așa, înțeles. Ce vreau să mai zic e că, nu știu, dacă tot vorbim de investitori, am vorbit data trecută și despre asta, unul dintre proiectele pe care voiam să mai susțin acum e podul ăla de pe Vali, care știți că v-am înnebunit și anul trecut, însă dacă prindem acum capitolul bugetar, eu nu sunt aici să fac politică, sunt aici să fac administrație și vreau să vedem cum facem un plan de dezvoltare al comunii, că asta era următorul pas pe care voiam să-l zic. Avem o strategie a comunii aprobată? Da, domnul primar, avem o strategie a comunii aprobată. Și cum se... Acum faci așa? Dacă ai să o studiez, ai să constați că multe puncte de acolo sunt duse la deprindere sau ospicali de deprindere. Da. Ai prins ceva de extinderea din Gnazii? Domnul președinte, ca o picanterie, nu sunt același partid sau? Da, așa este o familie, măi, îi pun de bădăi. Da. Domnul președinte, se pare că eu când vreau să zic ceva, toți colegii m-au întrerupt. Ce se întâmplă aici? Să nu mai zic, dar dacă se întrerupt. Te-ai oprit? Da, nu. Acum chiar susțin. Hai să-ți un pic să termin ideea.
Chiar susțin să implementăm un plan de dezvoltare al comunei bine conturat, privind toate zonele de dezvoltare, pentru că sunt foarte mulți oameni care ne întreabă pe noi consilierii de când o să fie asfaltat drumul din Metalbac, de exemplu. Noi nu avem prins, nu avem nicio sursă de finanțare. Am putea să le zicem, da, uite, e prins pe finanțare pe 2020-2024, pe 2020-2022. Pe răză și la fel. Adică am avea și noi aici. Și am să dăm niște răspunsuri. Da, vă rog frumos, domnul. Mulțumesc frumos, dragi colegi. Așa o să fiu și eu ascultător în momentul în care vorbim. Haideți să dăm un pic de el. Adică ne-ar trebui un plan de dezvoltare al comunii pe care să-l prezentăm. Dar vizament din buget. Asta vorbim. Bun. Dacă tot ai deschis subiectul, ai zis bine. Și vorbeam de atractivitate, n-am mai punctat acolo, că am zis că să rămânim pliați pe ceea ce avem noi pe ordinea de zi. Adică pe buget. Am fost la ea și bine să vă părtășesc pe asta. La cazarma nu vă dau numărul, că e secret. Nu știu, nu țin minte. Așa. La o cazarmă acolo, care este responsabilă, să zic așa, de poligonul de tancuri de aici și de unitatea militară de tancuri. Este secția de domenii și infrastructură. Bravo. Un sprijin binevenit. Nu, niciun secret. Un sprijin binevenit, da. Da. Ați lucrat în domeniul și știți despre ce e vorba. Exact. Și am redeschis discuția cu dumnealor vis-a-vis de cele 14 hectare pe care ar trebui să ne le cedezi în zona Tancotul aici. Inițial au venit cu o propunere să ne returneze, să ne înapoieze doar 8 hectare din cele 14. Însă n-am fost de acord pentru că ne-au propus să luăm poligonul, fostul poligon care îi prinde betoane și de... Așa, nu am fost de acord. Și am redeschis discuția cu dumnealor că acele 8 hectare, în condițiile în care se poate, să ne le poziționeze undeva la DN11, lângă limita administrativă a Comunii Măgura, ca să putem face și noi ceea ce ne-am propus din mult o zonă industrială. Ar fi minunat să reușim în demersul acesta. Urmează să întocmi noi documentații, un plan de situații și de amplasament și cu solicitarea fermă pe care o să o, nu știu, o să vedem, dar probabil trebuie luată o hotărâre din Consiliul Local în sensul ăsta și cu să încercăm să luăm cele 8 hectare din cele 14. Acum știți cum e, nu, Ministerul Apărării nu are teren la dispoziție, după cum vrea fiecare. Dar, cert este cu 8 hectare ne-au fost propuse. Și nu știu, poate vor și accepta să ne le dea la DN11, având în vedere că vine și șoseaua de centură. Cam așa cred eu că ne-am putea dezvolta sau am putea deveni atractiv. Pentru că cine vine la Măgura va întreba, sigur, până unii m-aș putea așeza să dezvolt o activitate. E parcul Stăvinii, Hemeiușul, adevărat, Stăvinii, are locuri acolo. Sunt o grămadă de locuri de muncă, aducătoare de venit la bugetul local. Nici și ceva de angajați. Da. Da. Foarte bine. Cam asta am vrut să vă împărtășesc, că s-a vede atractivitatea, așa cum spunea. Domnul Preșa! Apropo de parcul industrial, că ăsta este un proiect pe care l-am gândit încă din 2016. Evimercat, care a început în prima fază cu 600 de angajați, acum a ajuns la 1200 de angajați. Bogdan, cred că de contrazic, cu început cu 40, din așa mai contabil și etapă. Da. Domnilor viitori potențial consilieri și primari, vă rog frumos, pe buget. Domnul Bogdan. Da, pe buget am zis ce am avut de zis. Vreo propunere, un amendament, ceva, că despre asta vorbim. Eu cred că am fost clar când v-am expus problema. Da, da? Eu vreau să zic că sunt de acord cu bugetul. Am înțeles. Mi s-a prins toate... Ok. Da. Domnul Brânză, după care domnul Dăscălescu. Domnul Talalaț, a avut două intervenții. Stimați colegi. Vă rog frumos, domnul Talalaț. Vă rog frumos. Dacă puteți să închideți cu altfel, domnul. Uite, promit că am să le cer acceptul colegilor, după ce termine de vorbit, să-ți mai dea, să ne, mai fii de acord să mai vorbești vreodată încă o dată. Ești mulțumit? Încă să văd. Stimați colegi, având în vedere că sumele pe care urmează să le cheltuim cu șoseaua pe care am antamat-o, de care ne ocupăm în mod expres acum, și analizând bugetul, așa cum este făcut, este bine făcut. S-a făcut mare tantam pe locul de joacă. Vă rog, ca și consilier, nu bagatelizați locul de joacă din corturi. Pentru că în zona aia sunt foarte mulți copii. Iar suma alocată, nu o vedeți ca alocată pentru un leagăn.
acolo, amenajarea terenului. Este vorba de amenajarea terenului, este vorba de o împrejmuire, este vorba de autorizație, este vorba de mult mai multe lucruri. Documentație. De documentație. Vă rog, înainte de a face, că am pierdut mult timp cu treaba asta, adică să luăm banii de acolo, fără să facem discuția asta în ședința pe comisie, când veneam aici. Da, nu mutăm bani așa ușor de acolo, pentru că am participat la multe situații când, după ce s-a făcut obiectivul ăsta, șoseaua principală pe Emil Brăescu, viteza de circulație a mașinilor a crescut foarte mult. Acolo sunt foarte multe situații când se pot produce... Da, accident. Am avut accident în zona aia. Copiii care sunt în zona aia, acum folosesc strada Narciselor pentru o plimbare cu bicicleta, pentru o joacă și altele. Deci s-au comasat în zona aia acolo. Deci vă rog, ca să luăm în considerare că ăla este un obiectiv principal foarte bun. Fiabil. Pentru că, nu numai pentru copiii de acum, și pentru copiii care vor urma, doar nu se termină copiii de acum. Să vedem ce se întâmplă a la lung. Nu le luăm acum aici, l-am bătut din palmă și am terminat treaba. Revin și spun, domnule, bugetul este foarte bun. Este bine că s-a revenit totuși, s-a ținut cont de ce... S-a mai discutat în ședințele pe comisie. Iar în ceea ce privește că ați folosit o formulă, că, domnule, ne-i de un timp aici, domnule, v-aș propune să venim și să ne bombardăm. În a promova asta, în ședințele pe comisii, dar în ăsta reunii de care a fost o ședință benefică, ședința de aseară. S-a ținut cont și de propuneri, de unele propuneri, așa, s-au dat explicații și mai vreau ca să-i rog pe toți, când merg pe, de exemplu, s-a mers pe compartimentul contabilitate, să ceară explicații la anumiți colegi și cred eu că au ieșit de acolo edificați. Nu mai vin o dată în ședința asta ca să ne lungim, să ne lungim, să ne lungim. Pentru că din timpul nostru și pe supărarea noastră și nu facem aici alte probe. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Dăscălescu. Da, și mai avem ceva. Scuzați. Eu am intervenit la domnul primar și l-am rugat, domnule, hai să prindem pe cușbic, având în vedere că nu sunt fidanță. La care cineva, tot din compartiment, zice, domnule, zice, îmi pare rău. Vezi că a fost un proiect în care a fost prevăzut fidranță și sunt fidranță montați pe cușbic. Îmi pare rău. Eu știu că nu sunt fidanț pe cușbic. Cine a avut proiectul ăla și știe că sunt fidanț și este aici în sală, să-mi spună că sunt fidanț. Dacă știe că sunt numai un proiect sau au fost și finanțați cumva și nu sunt, ia, dacă el vine să mă combată. Eu nu am identificat. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dăscălescu. Mulțumesc. Doi colegi de ai noștri susținea că trebuie să făcute coduri și că este o aprobare, o hotărâre aprobată în anumitate, sunt de acord. Și eu susțin lucrul ăsta, dar mai întâi de toate avem de reconstruit un pod. Domnul primar știe, domnul vice a fost acum discutat. Da. Un pod care crea probleme și va crea probleme în continuare. Eu gândesc logic că ar trebui să punem prioritate maximă să reconstruim podul, să prindem ceva bani și au dat acceptul că vor contribui și ei, de câte am înțeles, să facem un singur pod acolo, cum a fost și dumneavoastră, să deservească toate familiile care sunt acolo. Cred că ar fi benefic să prinde sau să... Este pus în pericol și casa domnul Marco. Da, sunt 10-12 familii acolo care au fost inundate de două ori până la domnul primar, știți? Din cauza acelui pod. Eu gândesc și cred că trebuie prima măsură asta, să-l reconstruim. Să-l scoatem pe podul respectiv, să facem alt pod. Deja sunt două poduri din casca acolo. În interval de 5 metri. Ăla, bună, ce floare, ăla, rotundă la acolo. Ăla trebuie scos și o să facem un singur pod acolo, trebuie făcut ceva. Că va veni iar anul timpul proiect, din vara și iar o să avem probleme și... Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Înainte de asta vreau să-mi dați și mie voi, nu neapărat să iau cuvântul, vis-a-vis de poduri. Noi, în Măgura, avem două probleme grave. Deci, unul este podul ăla din tub, care nu este absolut deloc în regulă, și al doilea este soluția adoptată de domnul fost primar Palade când a pus sprijin pe mijlocul albii. Corect. Da. Da, deci aia este afectată. Nu vreau să vorbesc în plus, dar să știți că înainte de 89 ăla era ca de pușcării. Vă rog să mă credeți. Vorbesc în cunoștință de cauză. Deci așa ceva este... Inimaginabil. Nici nu poți să-ți dai seama ce... Nu mai vorbim de consecințe.
Acolo... Aici trebuie întâi să rezolvăm problema. Erați consilier, domnul președinte. Nu se știe. Erați consilier atunci. Ok? Erați consilier. Nu eram consilier. Nu eram, îmi pare foarte... Dar nu asta e important, domnul tău. Da. Deci, domnul Ciorci la două intervenții mi-a solicitat-o și după care, cu acordul dumneavoastră, simedăm... Nu, Vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu vreau să aduc o propunere pentru proiectul de buget pe anul 2019, dar datorită faptului că nu mai sunt bani, nu o să o fac acum, doar o menționez. Și sper că la o rectificare, sau Doamne ajută, dacă mai vin alți bani din cer, așa cum, ca să parafrazez, sau poate, eu știu, ne imprimim de investiții, Corhana trebuie neapărat găsit o soluție. Am vorbit cu domnul primar, drumul de acolo niciodată nu este și deservește, practic, toată localitatea Sohotor. Tot Sohotorul, oamenii care fac naveta, la prima ploaie tot drumul se surpă sau se duce la Vare Palastru. Nu stau acolo, trebuie găsit o soluție, betonarii șanțurilor și, cred eu, betonarii sau asfaltare. E foarte urgentă și, încă o dată, mulțumesc domnului primar, nu știu dacă e ok că zic așa mulțumesc, dar s-o ținut de promisiuni. Eu am ținut foarte mult patru străzi astea anuncilor apusului Nedelcu și Cornului pentru că le-ați prins în buget. Să finalizăm cu Sohotorul, pentru că chiar era o problemă, toți oamenii să aibă pe toată zona gaz. Cam atât am avut. Mulțumesc. În rest, toate punctele... Domnul Trăistar. Deci, a spus discuția în discuții cu codul de la, de aici, de la Angel, care mi-e de... La timpul respectiv eram primar. Da? Nu ce? Am discutat, da. Nu a fost pe vremea lui Sandu? Nu, a fost în 2008 și în 2009, în 2008, în vară, a intrat Sandu. Iar proiectul a fost în... Banii s-au dat în 2007, 99 de milioane erau pe la timpul respectiv, era alt fel valoarea banilor. Și mi-au dat nouă și la mărginet ca să facem drumul ăsta, că au fost atâtea de mersuri făcute de mine, încât au ajuns ei la concluzia că e bine să dea, că i-am pus direct în pericol pe ei, prin documentele care le-am făcut către Consiliul Județean, să, că au fost accidente, au fost incendii și nu puteau ca să urce panta la Crian. Ei au alocat sumele respective pentru Comuna Măgura, că e drumul județean. Podul era făcut era cu arcadă, deci la fel cum am discutat la timpul respectiv în 2007. 2008 au spus că îl fac așa cum trebuie. În 2008, în vară, a ieșit Paladii. Eu am intrat ca viceprimar. Ca viceprimar m-am dus și am făcut demersuri la Consiliul Județean, am întrebat dirigintele de șantier. Am zis, cum puteți face un asemenea pod? Că ei au simplificat. Și am întrebat, ce bani, unde sunt banii? Că una era ca să faci podul cu arcadă, alta să pui niște casete. Alea sunt niște casete, au venit cu tuburile și le-au plasat acolo. N-am avut cu cine discuta la timpul respectiv, pentru că conjunctura era drum județean și fiind drum județean, toți aveau interesul lor, interesul care a fost, nici rigolele nu s-au făcut conform proiectului, pentru că le-am cerut proiectul și de acolo au început cu Consiliul Județean anumite discuții. Deci, din punctul meu de vedere, deci trebuiau ca să-și facă treaba cum trebuie, dar timpul trecut, anii sunt prea mulți, deja lucrarea e ieșită din garanție, nu mai avem nicio posibilitate de a putea ca să ne întoarcem, dar acel pod, indiferent ce ar fi, trebuie luat o măsură, trebuie făcut din nou către Consiliul Județean și sperăm ca în Consiliul Județean să fie analizată și într-adevăr că este un pericol al Comunii Măgura. Acolo este o opreliște care trebuie rezolvată. Pe partea cealaltă, deci, astea sunt problemele, am vrut ca să dau un răspuns clar, obiectiv, la ceea ce știu că m-am implicat și știu că așa ar trebui să fie. Vis-a-vis de buget? Buget. Eu la buget am spus și nu mă repet. Am spus, acolo la coturi, dacă este 70, eu personal am zis, băi, nu spun că să ia bani. Este ceva bun și pentru comună și pentru... Dar mai prioritar sunt lucrurile pe care normal trebuie ca să le ducem la îndeplinire și banii, fiind și puțin, vin 70. Luăm, să zicem, 30. Lăsăm în partea cealaltă 40 sau punem 35, 35,
Putem, avem de unde să luăm bani cu ceva. De la zilele Măgurii, din 43. Putem ca să luăm jumătate. Iar dacă mai venim și cu sponsorizări, deci eu nu o spun în numele nimănui, o spun în numele meu, în felul cum gândesc eu și îmi pun părerea exact cum cred că în ceea ce am făcut, cât am fost primar, deci dacă cei care au fost, ați văzut că am ținut cât mai mult la bani, i-am planificat cât mai mult ca să fie cât mai bine cheltuiți și pentru executarea lucrărilor care sunt, erau importante. Puteam să fac și eu zilele Măgurii, puteam să fac și eu alte lucruri, dar am spus că era prioritar drumul care era din Orocire, era prioritar canalizarea, deci eu nu fac campanii electorale, n-am nevoie de primar, n-am nevoie de nimic decât să fim oameni, să ne înțelegem. Iar din banii ăia de la zilele Măgurii, și în partea cealaltă, iar la, cu cei care vedeți 50 de ani de la căsătorii. Eu sunt de acord. La 50 de ani de la căsătorii, bedicile care au fost puse la timpul respectiv, deci în, 2000, în, deci în 2015, am avut banii scoși din caserie. Am avut totul aprobat de către Consiliul Local. La momentul când trebuia să dau bani, în ziua respectivă, a doua zi trebuia să dau bani, mi-a venit că domnul primar, viceprimar la timpul respectiv, că a venit de la Bacău, că nu se poate da, că nu se dă premii și astea. Da. Normal că imediat eu am intervenit, am spus că atâta timp cât mă informat, era o nenorocire ca eu să fi dat banii, pentru că banii da, eram direct... Eram eu direct implicat ca să dau banii ăia. Că era foarte bine pentru comun, în primul rând, erau mult mai puțini acum la timpul actual, nu-mi dădeai la 50 sau la 100 sau la 80, ci dădeai la 30 sau 20, cât ar fi fost. În 2008, la fel, când am pus bani, tot eu am prins, că eram primar în 2008, am prins în bugetul respectiv, în vară n-am mai ieșit primar, dar banii erau prinși, am susținut și atunci au fost care m-au susținut dintre consilieri, pentru că au fost mulți care n-au vrut ca să dea banii, pentru că atunci au intrat primar domnul Palari, banii n-ar fi vrut ca să dea, dar eram viceprimar, am spus că am prins la capitol cu banii, și am dat, iar mulți dintre cei care sunt și acum, deci domnul Gozrin, domnul Dăscălescu, n-am fost de acord, domnul Bugaciu, eu țin minte, deci nu vorbesc prostii, aberații, deci oamenii n-au fost de acord să dea bani. Am avut majoritate, am pus banii frumos și am dat la festivitate normal, că pentru că era mai deschis a celor care n-au vrut să voteze decât a celor care au votat. Da. Și sunt multe chestii în buget care normal ar trebui clarificate și se pot rezolva. Dar trebuie în amănunt că bani și pentru biserici nu avem cum să luăm din altă parte. Deci în luna lui iulie banii care sunt bugetul pe care noi l-am planificat, care este planificat și l-aprobăm, este pus pe capitole și sub capitole. Deci nu poți ca să iei în luna lui iulie, pentru că primii două semestre n-ai voie să transferi de bani, deci să iei suma de 500, dar ai ca să luăm acum, să punem, dacă vrem, și pentru biserică, din toate capitolele astea care cred că. Câți oameni am avea? Nu cred că sunt 50. Nu. Păi dar nu. Câți cei care au primit 50 de ani la căsătorie? Sunt atâția. Băi, luăm din fiecare loc câte ceva și facem suma și pentru biserică, facem și pentru ceea ce normal mai solicită unii și alții și cu asta vă mulțumesc și Dumnezeu. Mulțumesc și eu, domnul Trăistaru, domnul Puiu Marian. Da, domnul primar, vreau să vă spun că sunt un buget bine construit. Mulțumesc. Vreau să vă spun că bugetul acoperă o largă mare de activități și de investiții. Asta e cel mai important. Așa este. Numai că vreau să vă aduc un... Vrei atenția dumneavoastră. Și tu zi, tu zi. Situația de pe strada grădinii, unde un număr de vreo 10-11 proprietăți și sunt mereu ținut atenție să nu puteți. Vă rog frumos să țineți cont. Într-adevăr, trebuie să executați un șans pe strada grădinii pentru că toată apa care vine de pe Dragoaua aia din... Exact. Din deal de acolo, inunde, efectiv, câteva, 3-4 case. Nu, sunt 11 proprietăți. Dar la tine intră cel mai mult, exact. Nu la mine, dar sunt... Știu că anul trecut v-am adus și o listă cu semnături de la toți proprietari din zonă. Nu, am trecut. Da. Vom ține cont și să putem și acolo în șansă. Mulțumesc, domnul Puiu. Domnul... Păi nu, dar ai zis că mai vrei ceva? Mai. Domnul Berușcă 2. Adică a doua intervenție. S-a discutat despre biserici. A
fost părintele Grigoraș invitat, dar aș vrea să nu uităm și parohia Sfântul Nicolae din Crihan, căruia i s-au alocat doar 8.000 de lei. Sfântul Ilie? Ilie, mă scuzați, nimeni nu-i perfect, nici măcar eu. S-au alocat doar 8.000 de lei. Dar nu la Sfântul Ilie s-a alocat 8.000 de lei. Din Crihan, biserica din Crihan. Crihanul, da, Sfântul Ilie. Da. S-au alocat doar 8.000 de lei, în poziție în care părintele a făcut această solicitare anul trecut. Am făcut solicitarea la mea. A făcut dumneavoastră o pauză, am făcut și eu o pauză. Domnul primar. Ce mai mare cuvinte. Vă rog frumos. Să aibă și solul. Domnul primar, vă rog frumos, nu fiți puțin ironic și obraznic. Gata, vă rog frumos, deja dumnealui a făcut această cerere de 8.000 de lei, am trecut în noiembrie. Abia acum a ajuns la mapa noastră. Ar fi de bun simț să mai găsim o sumă, cu dumnealui chiar are nevoie. Deci dacă nu am găsit o altă sumă. Lăsați-mă să termin ce am discus. Hai, domnule, nu puteți să vă notați să vă spuneți la final sau vă țineți minte? Mai am recitire. Bun. Haideți, vă rog, să mai găsim o sumă de bani, măcar un 10-15.000 de lei și pentru parohia din Crihan. Nu cred că e un capăt de lume. Nu cred că e un capăt de lume. Da, dar lui acum are nevoie. După ce vom pune proiectul ăsta cu asfaltare, chiar eu cred că vom reuși să-l depunem pe Fondul Național de Dezvoltare, atunci vom avea posibilitatea să ne gândim și la finanțări mai masive. Bun. Mă repet, poate, am pus 43.000 de lei aici pentru... Cunosc steți. Știți despre ce e vorba, da? Eu nu mai insist în poate. Lăsați așa, cu părintele Vasilică vă spun sincer. În două vorbe am înțeles. Părintele, ai o problemă dacă discutăm de bănuții matale la vară? Nu, domn primar, nicio problemă. Dacă eu am încredere că lucrurile se vor întâmpla. Bun. Și o lucrurile care nu știți. Accept ce propuneți dumneavoastră, domnule primar. Deci nu se mai poate așa, discutăm vești. Da, vă rog. Accept ce propuneți dumneavoastră, domnule primar. Da. Și voi fi de acord cu acest buget. Dacă. Cum ați spus, față de părintele Grigoraș, că o să vă țineți de cuvânt, sper să vă țineți de cuvânt și față de părintele. Ține-l, domnule, de cuvânt. Lucian, eu cred că împreună vom găsi soluție. Nu vă cramponați lucrurile. Nu vă cramponați lucrurile. Ar fi inuman, ar fi, nu știu cum ar apărea lui în fața lumii, să ne-a putea cu zonobar, dar ați văzut la biserici. Este necesar și acolo. Nu credeți să spuneți de două ori, că am înțeles cum spuneți. Și într-un final, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot propunerea mea. Să fie deschis capitol pentru studiul de fezabilitate. Asta e problema mea. Vă mulțumesc. Ok. Domnul Niță Valer. Domnul primar, dacă tot se poate duce gările, vă fericită pentru proiect. Poate să o să creez și eu o cână la dumneavoastră. Da. M-am rugat din ieri, din timpul ședinței de comisie, sunt dat. Dacă vreau să tot rezultatul de saldo public, toată lumea, pentru că toată lumea întreabă când e cu gazul, cum mă ducem la definitivare. Eu aș vrea să vă spun, să vă dau o dată certă și mi-aș dori să fac lucrul ăsta. Din păcate nu pot să vă spun cu exactitate. Dar lucrurile se vor întâmpla în perioada imediat următoare. Efectiv semnarea... Ascultați-mă, efectiv semnarea actului adițional cu del gazul. Dar noi nu ținem neapărat de actul ăsta adițional. Suntem în stadiu avansat cu proiectarea. Am depus documentație pentru avizii la toate instituțiile la care ne-au fost cerute avizii de către Consiliul Județean. Pentru că prin Consiliul Județean se derulează. Dumnealui dă certificat. Consiliul Județean dă certificat de urban și autorizație de construire. Pentru că este o lucrare care vizează două comuni. Avem și, cred că, vreo 4 sedimentri de conduct pe care trebuie să o montăm pe comuna Mărginei. Noi mergem în forță aici cu proiectul și cred că în paralel, în perioada următoare, se va întâmpla să semnăm și actul adițional. Bun, am înțeles, dar da. Eu mă refeream la partea de execuții. Cum o să... Unii găsim sursa necesară de finanțare. Eu zic așa, dacă dă Dumnezeu și reușim să prindem drumul pe Fondul Național de Dezvoltare, nu vor rămâne bani atunci. Nu vor rămâne bani, iar banii vom dirija către gaz. Așa, după cum știi, și ai fost și tu prin dealul mare, la oameni,
și le-ai solicitat să-ți comunice dacă vor să se branșeze. Adică vorbim de acea eficientizare, știți, exact, pe care exact, o face de Delgado. Da. Ei, din cele 26 de miliarde, 2.600.000 de lei, vor veni cu o mare parte și ei. Da. Deci eu estimez așa, da, eu estimez așa că probabil noi va trebui să cheltuim 1.500.000, adică 15 miliarde. Cam așa cred că ar trebui să fie cheltuiala noastră. Eu cred că noi descurcăm de bănuții ăștia. Dacă reușim cu drumul acolo, atunci ne vom degaja un pic și avem ce discuta vis-a-vis de finanțarea la gaz. Dacă nu, găsim soluții, căutăm. Facem cu o treabă anuală, vom vedea noi cum facem. Dar facem, cu siguranță facem ceva. Și nu o să nu vă pierdeți încrederea, nu stăm niciun moment. Chiar lucrăm intens la treaba asta. Ați depus personal, am fost și am depus și la Telecom, că lăsați la mine domnul Coțofan, îți depus la toate instituții. Eu vă mulțumesc că răspunsul e oficial din partea dumneavoastră, toată lumea se invit să... Dar noi să și reușim, noi nu facem, să știți, ne interesează mult la tuturor și munca nu e numai a mea, e și cu sprijinul dumneavoastră, cu susținerea dumneavoastră. Da, atât, domnul. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul... Cine mai, în afară de domnul Talal, care am promis că vă cer eu voie și mi-a dat voie să vorbesc, mai dorește cineva? Ne mai gândim, domnul Talal, scurt. Și să ții minte că ai vorbit de 3 ori. Mulțumesc și eu, da. Și să ții minte că ți-a dat voie, noi toți. Am fost de acord. Da. Mulțumesc, să știți că am să vă dau un voie. De pe aia. Domnul primar. Domnul, vă rog frumos să ascultăm. Eu vreau să vă felicit, dar dacă sunteți atenți, îmi vei taia cuvinte. Vă întreba un pic pentru ce-ți propun că ne-am făcut de rășul. Nu știu cum ar trebui să fost. Un 20.000 pentru CFO-ul despre care vorbeați dumneavoastră. Trebuie să luăm tot de la o cofinanțare de undeva. Hai să luăm la cofinanțare tot de la grădiniță sau de la școală. Hai să luăm la sala de sport. Pentru că nu avem. Am înțeles. Contracte și ce... Deși bănuțaia o să doarcă înapoi. Da. Sunt eligibil cu sport. Când? Dacă li s-a aprobat finanțarea. Haideți să luăm. De unde luăm? 20.000 tot de la grădiniță sau de la școală. Doamna contabil. Cofinanțare, construirii grădinițe 3 grupe. Avem 10.000, rămân 62, mai luăm 200.000 de 20.000 de aici, da. Și da. Rămân 42.000, sunteți de acord? Da. Și creăm, suplimentăm lista de investiții cu un nou obiectiv. La fel a fost o comportat domnul Beruș, cât de disciplinat a fost, vă rog eu frumos, fiți de acord. Așa trebuie să fim o echipă cu toți. Ca să nu avem probleme după aceea, punem întocmire documentație pentru ca să le cuprindem toate. Exact. Nu ne raportăm strict. Nu știu ce vom face. Am înțeles, e perfect așa, nu e nicio problemă. Întocmire documentație. Cum am făcut și la Metalbac cu Jbir. Așa, deci va fi întocmire documentație pentru construirii pot zona pe vale, da? Ok. Acum, da, vă rog, domnul Talon. Domnule președinte, domnule primar, doamna secretară, stimați colegi, doamna contabilă, Costas sărac, aseară, până la... Pentru că și... A fost aici o promisiune solemnă că vom ajuta și bisericile. A fost aprobată și propunerea colegului meu din Consiliu. Da, a fost prinsă. Da, vă rog să ne... Așa? Și pentru că suntem în săptămâna mare și pentru că... Nu sunt la viitoare. Viitoare, nu, vă rog, suntem la 4 minute. La bilă la catolică, poate sunteți... În fine, noi... Nu, o să votăm acest buget și vă rog să ne aplaudați. Bine, domnul Tavs. Deci să înțeleg că renunț la propunerile care le-ai făcut. Da, care este? Păi cum, uiți și ai spus? Nu, mare parte s-a suprit. Deci era vorba de banii pentru biserică, s-a promis că se va da bani. Am înțeles. Bun. Stimați colegi, avem două propuneri al domnului Talal.
Deci prima propunere, să rămână tradițiile și zilele măgurii să le finanțăm din altă parte. Nu tradiții. Am zis... Nu știu ce să zic, dacă nu știu de ce spui... Hai să ne înțelegem omenești. Eu cred că am fost cu toții un an de acord. Cât are broseri mai tot, învârșeți mai tot. A pus 20.000, plus 20.000. Și suplimentăm lista de investiții cu obiectivul propus de domnul Berușcu. Cu podul pe mare și cu astea. Să dăm bătaie mai departe. Cred că pe asta vom biproce aici bugetul ăsta care deja e creionat ca bătut în cui. Doar vedeți că ne șot cât pe bloc din cofinanțare. Haideți să punem problemele și o secundă, vă rog. Deci, vă rog, luăm în ordine, doar un picuț. Deci, domnul Talau, încă o dată, mai repetă, ce propunere ai avut dumneavoastră? Eu nu vreau să spui după aia că nu ne-am luat în seamă. Doamne, am avut propuneri să, pentru că bugetul este construit acum, că să rupem de acolo să dăm părintului. Dacă domnul primar, a promis solemn în fața camerei, deci rămâne așa, deci ca de propunere. Și v-am spus. Am înțeles. Deci vă las, colegi. Deci avem completarea listei de investiții cu punctul 22, respectiv, spuneți doamna secretară. Deci anexa 3 la proiectul de buget, da? Întocmire documentației pentru construire pod zona pe vale. Punctul 22, deci, da? Deci completează lista de investiții, trebuie să spunem clar asta. Da, 22, pe data, dacă am spus punctul 22. Pe care îi luăm la construire de grădiniță, la cofinanțare. Construire de grădiniță, 3 grupe. Poate mă repet, da, construire de grădiniță, cofinanțarea e doar pe, din partea noastră, e doar pe dotări. Ok. Până ajungi la dotări, găsim să completăm, eu așa cred. Cine este de acord cu bugetul de 2019 în forma modificată? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, unanimitate. Și cu modificările pe care le-am propus la acest da, deci că să ia... În total, da? În total, da. Bine, s-a spus. Vă mulțumesc, trecem la punctul 2, stimați colegi. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului din domeniul din administrarea mea PN. Vă rog să mergem la discuții. Hai, ne mișcăm. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, unanimitate. Nu, dar cred că am o întrebare, am votat. Mă rog. Deci cred că e casa aia de apă, că pe lângă drumul național. Da, este vorba de... Care urcă de la Lupoil. Da, este vorba de casa de apă pe care Ministerul Apărării Naționale ne retrocedează suprafața de teren la solicitarea noastră pentru actualizare, pentru construirea drumului acolo. Și hotărârea de guvern este deja lucrată, se lucrează la asemnături, la vizii ce o să mai trebuiască și cred că intră în următoarea perioadă, o să intre în discuții. Deci, prin ce? Deci, nu trebuie înapoi. De asta am plătit și pentru cele 8 hectare, adică nu s-au arătat reticenți. Știam într-un fel despre ce este. Nu s-au arătat reticenți, chiar... Am zis că ia să mă convin. Vreau solicitat să depun o documentație, să vă... Domnul primar, stimați colegi, eu aș vrea să vă ridic următoarea problemă. Vă rog să aveți în vedere că ei au pus niște condiții. Da. Vă rog tare mult, există o direcție de contencios administrativ propria Ministerului Apărării, care urmărește de aproape toate aspectele legate, în special la retrocedări. Păi au pus niște condiții, într-adevăr, ca să creăm utilități pentru locuitorii zilor sau pentru comunul lor, adevărat. Deci, drumul se cheamă utilitate, rețele de apă, canalizare... Aia este rugămintea, ca să nu intrăm în investiția Consiliului Local. Bun, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea secei de gaz grid pentru suprafața 1414 metri pătrați în domeniul public în zona Metalbac. Da. Extindere rețelei electrică, joasă tensiune... Da. Pentru PTA 13, pentru toate suprafețele de teren pe care dumneavoastră vor să planteze stâlpi sau să aibă acces. Metri pătrați.
este nevoie ca noi să-l dăm acceptul, fiind proprietarii acestor suprafețe din teren. Exact. Vă rog să vă înscrieți la discuții. O mică întrebare vreau să adresez. Vă rog, domnul. Proiectul, cei 315.000 de lei care sunt prinși anul ăsta, acoperă toată investiția? Absolut total. Absolut total. Da. Până la viitoarea fabrică de canapele de care vorbeam noi, viitorii investitori pe răza comune, da? Tot, da. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Vă supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul Talal. Chiar dacă nu suntem în săptămână mare, cum spuneți dumneavoastră, la ortodox, suntem în săptămână mare, dar tot. Domnul primar, vă rog, pentru a o spustiți aia cu 1100 de nopți, la citit. Deci pentru a 1000 oare, vă rog să includeți fântânile în domeniul. Deci haideți să facem o dată. Oricum, indiferent că apa aia, dacă este bună sau nu e bună, trebuie prinsă. Dacă nu este bună, trebuie să închise. Dacă este bună, trebuie să întreținute. Da, deci ați promis, vă arăt că... Nu, cum a dat să dea cuvânt. Vă arăt că ați promis că anul trecut că le prindeți în... Domnul primar. Domnul Dalal, nu că răspunsul vi-l dă domnul vice, că e o problemă care noi am discutat-o aseară. Da. Și o să rog pe domnul vice să nu se supere, să mai repede o dată pentru dumneavoastră. Da. Deci vă rog să le prindeți, indiferent dacă... Deci cele care sunt, care... Oamenii oricum beau apă de acolo. Măcar să facem niște buletine de analiză, nu-i mult, domne, să iei apă, să duci la DSP. Asta și puneți acolo un placard, dar dacă apa nu este potabilă, scrieți apă nepotabilă. Adică avem o responsabilitate vis-a-vis de... Mai e o problemă la chestia asta, mă scuzați tot, e colegul meu și îmi permit să intru pe ei. Ar trebui consolidate, pentru că sunt un pericol acolo, pentru ele șubre, pe piatră, construite, foarte situația mea nasoală. Deci acolo se poate oricând întâmpla o catastrofă. O să tot nu mai tragi la răspundere. Tot noi o să nu tragi la răspundere, pentru că fântânile sunt exploatate. Adică... Nu, singure, sunt zone care singurele surse de apă potabilă sunt fântâna asta. Nu este productiv să aplicăm politica soluțională. Asta e motivul care ne-a zbătut ca adică, să luăm în domeniul public. Da? Se poate reuși să le consolidăm, să le tubăm, să le acoperim măcar, să le facem ceva. Asta e ideea. Nu este productiv să aplicăm politica soluțională, să băgăm capul, că nu vedem probleme. Problema este. Trebuie rezolvat într-un fel. Eu nu zic să... Este exploatate. Sunt oameni care beau de acolo. Cade o mânță, se îmbolnăvește, cade nu știu care. Trebuie făcut ceva cu ei. Da, vă rog, domnul vice, vă rog, repetați cine ați spus aseară. Eu apreciez grija dumneavoastră pentru cetățeanul Măgurean și eu am aceeași grijă, ca să mă se întâmple. Mulțumesc. Am avut un control de la DSP. Ieri. Da. Ieri. Printre care m-a întrebat dacă aveți cișmele și fântâni în domeniul public. Nu, de cu asta nu v-am prins. Dacă mă prindea cu asta, câte responsabilități sunt pe tema asta, nu vă puteți închipui. E exact cum este la tot sistemul de apă și canal. Începând de la potabilitatea apei până la asigurarea securității obiectivului, și toate probleme care derivă pentru, și autorizare la nivel de an pentru fiecare obiectiv în parte. Nu spun să ne debarasăm de obligațiile astea, dar nici ca să le iau, eu ca să le iau, trebuie să le iau, dar un om care i-a produs nașterea acelui obiectiv. Trebuie să vină cineva, să le predea. Nu e așa de simplu că mă duc și eu ăsta e meu de acum. Nu e așa. Iar responsabilitățile sunt foarte mari. Foarte mari. După aia, atrag, și cheltuieli, că dacă a ajuns la tine, dacă noi acum am discutat că vrem să luăm niște bani, să mutăm de colo-colo și nu aveam de unde, dacă aveam și acest obiectiv, fântânile și cișmerele, păi mai vom mai lungi a două ore. Asta nu înseamnă că nu putem să facem ceva pentru asta. Nu știu ce, ne vom mobiliza, vom analiza situația asta, dar vă spun că nu este un lucru simplu. Da.
Este foarte adevărat ce spune. Domnul Talal, să înțeleg că vreți a doua intervenție. Vă rog. Este foarte adevărat ce spune domnul Biștoan, că sunt probleme. Da. Dar asta nu ne absolvă să nu facem. Deci, indiferent câte probleme și cât de mari sunt, trebuie să le preluăm. Responsabilitatea de tot deci, ei. Deci nu există. Ele sunt agățate acum. Ele sunt agățate și legal, și legislativ, și nu și în aer. Nu s-a nimănuit. Ele sunt în raza comunii Măgura, în care domnul Pinasu și sunt prezenți acum ideile acestei comune, iar dumneavoastră aveți responsabilitatea să le prindem în inventar și după aia vedem ce avem de făcut. Dacă nu e apă bună, asta este. Hotărâre, domnule, apa nu e bună. Am închis, la revedere. Găsim alte surse de... Înțelegi? Domnul Dalan, trebuie să intervin? Da, să termin. Ați spus că am responsabilitatea. Cine a stabilit asta? Că am eu responsabilitatea? Să le preluăm. Ca să le preiau. E o propunere a dumneavoastră. Nu. Nu că am eu responsabilitatea să preiau. Nu, este o, nu este o propunere. Așa ați afirmat. Ai responsabilitatea să le preiei și să răspunzi. Cum? Dar bineînțeles, avem responsabilitate să le preluăm și nu numai dumneavoastră, noi toți. Noi toți trebuie preluate și după aia... Da. Deci trebuie preluate... Cred că ar trebui punctat pe faptul că nu cred că ne vor ajunge banii pentru investițiile la stația de pompi, de exemplu. Nu ne vor ajunge banii pentru investiții la... investițiile pe care le avem de făcut pe Arcadii Șeptilici și acolo avem de dus cât vreo 250 metri. Deversarea în colectorul Bacăului, adică avem o grămadă de bătăi de cap și cheltuieli pe care numai noi știm cum le încercăm să le rezolvăm toate obiectivele astea ca să intrăm cumva în parametri normal, domnul Talat, cum să știți ce comportă deversări accidentale, care deversări accidentale de demnere care produc pagube și găuri în geste. Da, ce să-i facem așa în lumea asta, trebuie să mai tragi și păcate de genul ăsta. Da, și... Am înțeles doleanța dumneavoastră. Este exact ceea ce vă spunea domnul viceprimar. Dacă îi luăm în domeniul public, va trebui să ne asumăm responsabilitatea proprie. Suntem obligați să ne luăm. Suntem obligați. Nu ne vine nimeni. Da, vă obligă legea. Avem responsabilitatea pentru cișmene și pentru fântâni publice. Cum e fântâna de vis-a-vis de Isar, care nu mai funcționează? Cișmeaua de la Gicătoma, pentru că periodic ne solicită DSP-ul monitorizare pentru aceste surse de apă, la care apelează mai mulți cetățeni. Adică ele sunt supra-solicitate. Vorbim de Cișmeaua de la Grijal. Care avem un domeniu public și Cișmeaua. Aia este în domeniul public și Cișmeaua. Și aia sunt în Bealul Mare domeniul public. Cum? Aia din Bealul Mare e domeniul public. Dar nu e același lucru. Acolo e apă purgătoare. E o Cișmea care curge în permanență. Doamne, dar n-am zis că una este să prinzi în domeniul public, una să o declar bună. Adică oricum trimis preluate în domeniul public. După aia vedem, le închidem, eu vă promit așa că vom vedea ce este de făcut. Ce permite și ce prevede. Ce prevede legislația. V-am votat buget. Nu, asta e așa că am înțeles. Deci același lucru nu este. Dacă se va putea din punct de vedere legal, nu cred că are ceva face mai împotrivă. Dar vă spun eu, nu cred. Am mai încercat. Am mai întrebat pe Beaumont. Nu are nimeni așa ceva băgat în domeniul public. Nu știu. Ce să vă spun, de ce mai analizați, domnul. Mai analizăm. Da. Ok. Deci, pe marginea proiectului de hotărâre, nu? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul... Luați în calcul că domnul Tresaru nu e în sală. Deci avem 13 pentru, că am domnul Tresaru. Da. Nu vorbește, Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului prealabil și autorizații de amplasare sau acces în zona domeniului public, strada Întrevii, pentru obiectivul de investiție rezervă de apă a municipiului Bacău. Vă rog. Este exact la momentul potrivit venit și adresa. A trebuit suplimentăm ordinea de zi. Nu cred că este o problemă, da. Eu solicitam din partea municipiului Bacău să-i dăm acordul pentru montarea conductei de spicare, tot vorbeam noi, și pentru care am întrerupt și
investiția de acolo, pe zona de la Măriuța până la Cadișetrici. Văd că se mișcă destul de repede, sunt la faza de autorizare, dovadă când e cer și avizul comunicăbura. Și cred că două lungă de zile, așa, două maxim vor și am promisiunea dumneavoastră că vor să înceapă cu zona de trenit. Tocmai pe considerentul ăsta, că și noi am fost înțelegători și am așteptat cumva, vor să ne ajute și dumneavoastră cu... Asfaltare? Nu, cu asfaltare, o să, vor să-și monteze conducta, să înceapă de aici lucrarea, deși nu aveau un interes neapărat. Să înceapă lucrarea de zona întregii ca să ne putem pune și noi asfaltul până la care și împirici. Poate... Poate puteți și noastră acum, dacă am așteptat... Dacă tot am așteptat, i-am așteptat și nu știu care, îi zic, nu cred, cred că veți găsi înțelegerea la domnul primar Nicola și așa, că să ne ajute și el prin asfaltare ca să putem... Voiam să vă aduc la conștiință, parcă anul trecut am avut un proiect privire la închirierea diversei suprafețe de teren din domeniul public pentru operatorii care desfășoară diferite activități, utilități pe teritoriul nostru. De exemplu, vine eu, amplasează cum sunt ăștia, cu conducta, sau ăștia de la Vistigaz, sau... parcă am avut noi un proiect de genul ăsta. Da, am mai dat gratuit. Și am zis că, exact, am zis să încercăm să percepem o taxă sau ceva de genul ăsta, parcă dacă ținem minim. Deci încerc taxă, ăla nu se mai face lucrare. Da, 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 așa era proiectul de tine. Da, 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 legea spune cu titlul gratuit. Deci cum și noi cerim de la Bărgineni acordul pentru montarea celor 3 sentimetri de conducte pentru gazii. Așa vine municipiul la noi, mergem și noi la ei, să ne dea pe arganișetele și dreptul de... O era pregătea de plan, da. Se fac acordul de asociere. Se fac acordul de asociere. Utilitate publică mai goiți pe ce? Și de Maria Bacău și între Noasa și Gazate, adică sunt când interesele... Avem un proiect. Da. Am făcut memorii către Consiliul Județean. Vă rog frumos, domnilor colegi. Domnul președinte, ne afectează cu ceva investiția făcută până acum? Acolo în zona întregii? Nu. Da, vă supun aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ultimul punct. Ultimul proiect. Privind alegerea președintelui de ședință. Domnul Brânză, văd că a fost viteză de reacție. Vă rog să faceți propuneri. Mă, și mai propun și eu. Domnul Răzvan Turce. Turcile Răzvan. Altă propunere. Domnul Niță. Domnul Berușcă. Domnul Berușcă. Altă propunere. Nu mai este. Vă supun aprobării prima propunere. Cine este pentru domnul Turcile? Mulțumesc! Nu mai e cazul, da? Mulțumesc! Să trecem la discuții, da? 10 pentru. Vă rog să vă înscrieți. Asta este legat de majoritatea. Și înseamnă că proiectul de hotărâre este cu... Un pic trebuie să... Foarte numărită, trebuie să scriu acolo. Deci vor fi 10 pentru... Domnul Ciorcilă și restul 4 abțineri, nu? Cum le contorizez? Împotrivă, spune. Cei 4 care n-au? 4 pentru. Păi da, dar stați un pic jos, numai pentru de două ori. Domnul Trăistaru, n-am văzut votul așa. Fac eu una nouă acum. Păi normal că este abții, că a spus. Da, abțineri sau împotrivă contorizez voturile dumneavoastră celălalt 4. Haideți, într-un fel, e bine așa. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul Dăscălescu. M-a rugat cu drept la replică. Da. Am lăsat să treacă bugetul. Bă, n-am întrebat pe leacu, bă, de rău. Puteți să-mi dați? Tot o folosit domnul Trăisar, numele meu și al domnului vostru și că din cauza noastră n-au putut să dea tânsul ajutorul ăla de... Eu nu mi-amintesc așa ceva, sincer. Chiar știu că am fost... Eu știu că mi-amintesc că... În 2008, domnule. Era campanie electorală. Luăm procesul de Paști. Domnul primar, lăsați-mi de exprimat. Era campanie electorală, mi-am ducat aminte. Nu știu dacă am întâlnit eu și cu domnul Costăși Balanța la vot. Iar dumneavoastră v-ați stăpit atunci un pic.
Am spus carul înaintea boilor, v-ați dus prin sat, a spus că dați, dumneavoastră dați, 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 să uităm că Consiliul Local la probă și dumneavoastră să duceți la îndeplinire. Drept dovadă că v-ați grăbit atunci, așa mi-am duc aminte, a spus că dați, ceea e impropriu, că nu dați, nici dumneavoastră, nici noi. Aprobam tot din banii, din taxe și din cot, erau banii, erau banii tot din banii. 2008. Da, 2008. Așa că nu știu dacă eu și cu domnul Coș am creat balanța, din nou permis de și atunci. Eu cred că greșeala a fost eu am zis amenaj. Era 2015 situația de care vorbesc. Da, era pe final de ziua. Eu mă scuzați că nu ai avut. Eu am făcut datoria și am ajuns la cunoștință ceea ce auzise și mi s-a părut un lucru nu le dacă au ceva din scopul nostru. Păi, sau de așa ceva, exact ceea ce se dați lasă, la acolo era o mare... Dar nu, domnul Preda, a venit cineva la noi în primărie, domnule. A fost un, nu știu de unde, și ne-a zis, mare atenție. Nu știu dacă a fost. Ba da, ba da. Atenționatul de partea noastră. Ba, n-am votat. Era o prevedere. Lasă-mă că e propus cu ordine astea. Da. Domnul Dăscăre, să mai aveți? Mulțumesc. Domnul Pleșca, după care domnul Talal. Ce zic? Domnule președinte, stimați colegi, acum că încheiem și am stat ședința asta din motivul că săptămâna viitoare este săptămâna mare, vreau să vă zic și eu, domnul viceprimar, în Paște fericit, sărbători fericite tuturor. Vreau să fac și o urare colegilor mei. Și să ne vedem cu bine după Paște și mai înțelepți. Mai înțelept și mai liniștit. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Talal! Dacă la fel de înțelept, dacă se poate. De înțelept. Păi, mai mult decât să ai 50 de lei sau 500 de lei. Atunci, dacă suntem bazați ca să... Vă păcăli domnul Costa, domnul primar, omul să candidezi. Iar domnul Sorin Mărăscărescu era la PDL. Și normal era să voteze împotriva, așa că... Eu nu mi-am dat. Asta a fost subicant. Domnul Talal, noi am votat cu toții, cu adică. Am votat. Vreau să... În 2015 am votat toți. Talal, eu mă gândeam că vrei să spui așa, pe lângă ea 500 de lei care îi dă primăria, eu invit pe cheltuiala mea la Vila Borghez. Așa mă gândeam eu. Cheltuiala dumneavoastră puteți să invitam pe cine vreți. Și eu vă doresc sărători în tihnă și tot ce doriți și... Și încercați să le reproduceți. Nu. Dar se poate să știți. Se poate. Pe mine, deși uneori unii colegi sunt, nu știu, încearcă să fac anumite chestii, eu le... Capul creștin, le trebuie și pot să zic că iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Dar e chiar pe mai fericit și tot ce doar. Mulțumesc, va fi o fădurești și noi sărbători cu bine, să ne vedem sănătoși și după Paști, și până în Paști, că doar unii nu plecăm din comună de aici. Și să dăm dovadă că suntem oameni maturi, să-i ținem promisiuni pe care le-am făcut. Indiferent cu costa să le ducem la îndeplinire. Și să transmitem lucruri adevărate și reale către cei pe care ne întâlnim, în mod special preoților, pentru că mulți dintre cei care sunt aici mai strecoară așa câte un fitil, câte un pic de venin prin urechea dumneavoastră. Eu zic că să fim oameni calculați, așa cum am fost astăzi și am înțeles cu toții că nu este voința mea să-mi dăm bani acolo sau a dumneavoastră. Nu i-ar vin. Că dacă i-aveam, eram cu toții fericiți, erau și dumneavoastră. Dar vom face lucrurile astea la mine la potrivit. Mingerea dumneavoastră. Sărbători cu bine. Da. Mulțumesc, domnul Munteanu. Domnul primar, eu știu răspuns la cetățenii de vizionare de tine, apucat de voi. Promisiunea este că în 22 va veni într-o solare. O să faci fericit. Sărbători fericit. Domnul Zedez. Domnul Trăistarul, după care domnul Perușcă. Banii s-au dat, domnule, în 2008, dar banii s-au dat în forma în care am stabilit-o cu consilierii care au vrut să accepte. Deci în 2008 au fost alegerile, a ieșit primar domnul Paladi, eu am intrat ca viceprimar, cei care am menționat cu bugari cu toți n-au vrut ca să dea, dar am făcut majoritate cu domnul Androne, cu toți care au spus să ne lăsă ierte, care eu nu mai sunt, și banii s-au dat.
Deci am zis că ar fi trebuit în fiecare an după aia, chiar și în 2015. Păi venit pedica asta la altă, în 2015. Păi s-a făcut la cramă.